Salut și bine ai venit la Podcast Nefiltrat. Astăzi am o invitată specială. Mi-am dorit foarte tare să vin aici în podcast și, fraților, am un friend. Este creatoarea mea preferată de pe Instagram românesc. Am zis-o de câteva ori public, sunt fanul ei. Este blogger din 2010, vlogger din 2015. Ne asemănăm destul de mult din 2009, dar nu, 2010. Deci să știi că la fel, același pattern, mai că nu, tu ai succes. Are probabil cea mai închegată comunitate dintre toți creatorii de conținut din România. Hashtag Tim Balaban. Vă salut cu ocazia asta. Pe lângă asta are cele mai lungi vloguri. În medie au cam o oră. Adică mai e câteodată mai are 35 de minute, dar în general o oră 20. Păi nene, seriale în toată regula. Am și de două. Aproape de o oră 50 și... Cineva vrea să bată Godfather sau ceva de genul. Zice în 3 ore la moment. Avatar. Eu personal cred că este cea mai muncitoare creatoare de conținut din România. Distinși consumatori de podcast nefiltrat, astăzi o avem invitată pe Andreea Balaban. Bine ai venit! Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Mariciu, mă bucur să te văd, să știi ca unde este. Da. Băi, să știi că ar trebui să o aduc la podcast, mai ales că ea stă foarte calmă, să o pun una aici așa pe măsuță și stă. Aici să stea la mine, pac. Mai ales că mi-e rușea pisici, cred că ar fi... Îi plac pisicile? Nu, nu-i place niciun animal. Ah, ok. Uneori nici oamenii, care, măi, nici oamenii, nici oamenii sunt animali, e foarte selectivă, foarte selectivă. Serios? Extrem de selectivă. Mie îmi plac toate animalele, sunt leșinată și dacă mă mușcă, vin spre ele, hai să ne pupăm. Știi că ai putea să te înțelegi cu Sasha, că ea e bipolar, te mușcă și pe aia vine și te linge. Perfect. Ok, bine, deci la următorul podcast facem unul peste un an. Permis să vină Sasha? Aici, da. Ok, bun. Dar se vede că este stăpână de pisici, că așa sunt, că am avut și eu pisici. Acum mult timp și eram tot timpul zgâriat, sfâșiat pe mâini, știi? Dar eram, tata, îl iubesc, știi? Exact. Doamne și domnule, astăzi vom discuta, avem trei paliere, profesional, personal, întrebări despre viață. Și pe aia mai avem și niște chestii de-astea, întrebări de-alea scurte, legeri. Cred că o să aibă podcastul ăsta 3 ore sau ceva, bine, cam baterii de rezervă. Nu e o problemă, ți-am zis, eu stau, oricum filmez câte 4-5 ore, din care rămân una, două, deci suntem bine, pisicile sunt hrănite, sunt până de seară, e ok. O, minunat. Deci, prima întrebare. Cum te-ai apucat de blog? Păi, era 2010 și peisajul era destul de pustiu, adică încă nu luase amploare tot fenomenul ăsta al vlogurilor, nici nu vorbeam de asta, nici nu știam pe vremea respectivă că există niște oameni care se filmează în viața lor de zi cu zi și pun pe YouTube chestiile astea. Și eu urmăream foarte multe fete din afară, fenomenul abia începuse acolo să prindă cât de cât amploare și erau niște tipe fabuloase pentru mine la vremea respectivă, îmbrăcate, ceva ce nu vedeai în România, evident cu multe branduri pe ele și niște nume la care nu puteam avea acces nici în visele mele dulci, își făceau poze și scriau câteva rânduri și sute de comentarii, iar eu mă uitam absolut fascinată că nu înțelegeam cum se întâmplă chestia asta, adică cum a ajuns la mine Carla din LA, Andreea de la Buzău urmărind-o și era ceva absolut fantastic. Și tot văzând chestia asta, eu eram, cum am zis, în Buzău la momentul ăla, că de acolo sunt, eram în liceu și nu aveam neapărat cu cine să vorbesc despre ce mă pasiona pe mine. Modă, în principiu, modă, vintage, cam prin zona asta. Și zic, hai să mă apuc și eu să fac același lucru, mai ales că urma să vin în București, venea la capitală. Și zic, hai să mă apuc și eu să fac chestia asta, că oricum în Buzău n-am cu cine, cu ale mele, mergeam foarte desprinse hașuri, mă îmbrăcam super ciudat, n-aveam nicio treabă cu nimeni, adică eram așa, foarte în bula mea. Și dacă tot vin în București, hai să încerc să fac și eu chestia asta. Și mi-amintesc că atunci am muncit o vară întreagă de am reușit să scot 1200 de lei, ceva de genul, 12 milioane la vremea respectivă, cu care mi-am cumpărat o cameră foto, primul meu Canon, de pe ocazii sau ceva, la mâna a doua, normal. Da, mi-am cumpărat camera respectivă, n-avea obiectiv însă. Și eu nu știam, eram complet paralelă, știi, aveam body. Am fost și acolo. Exact, am avut doar body și nu înțelegeam de ce nu face poze. Vreau și eu să am poze de alea cu blur-ul ăla în spate, știi, era standardul ca fotografia să fie frumoasă, era fundalul ăla încețoșat, știi, să fie delimitarea foarte clară între subiect și fundal. Și la mine nici nu pornea. Adică nu puteam să fac nimic, că n-avea obiectivul respectiv. Și nu înțelegeam. Și după aia, mă rog, după lupte seculare, m-am prins că pe lângă cei 1200 de lei pe care am dat eu pe camera la mâna a doua, trebuie să mai dau încă vreo 5-6, 1000, mult, ca să mai cumpăr obiectivul. Mai stat câteva luni, am mai făcut rost de niște bani, mi-am luat și obiectivul respectiv și am început să mă pozez eu prin diverse locuri, cum mă îmbrăcam, cu
alea ce avem eu, din second hand-uri, că așa am început. Și erau niște chestii foarte mișto pentru mine, adică găseam etichetele alea despre care spuneam că le purtau fetele din afară, dar bine, la mâna a doua, mă rog, ce ne dădeau bogații din Franța, ajungea la săracii din Buzău. Și, da, și făceam niște combinații destul de ciudățele la vremea respectivă, scriam acolo ce-mi trecea mie prin minte pe blogul meu care se numea Thrill of the Hill. Cumva era o glumă, un joc de cuvinte de la Thrill of the Kill, făcusem Hill. Și mă rog, multă lume a înțeles atunci că este emoția dealului. De fapt, da, Hill, mă rog. Și scriam ce-mi trecea mie prin minte, nu era totul legat de modă. Adică povesteam ce mi s-a întâmplat în ziua respectivă, ce am pățit la facultate, clasic. Am văzut un film mișto, da, da, cum fac și în ziua de astăzi. Și s-a strâns o comunitate foarte mică, e adevărat, câteva acolo, să-ți dai seama. Câți consumatori de internet, cât utilizatori. Mi-am cam că se făceau statistici de la an la an și era... Pe Facebook, 1 milion de oameni, pe nu știu ce, mamă, Facebook, 1 milion de oameni pe Facebook, incredibil. Și acum sunt toți românii. Exact, exact. Nu visam la cifrele alea și era o chestie pe care o făceam din pură plăcere. Și vreo 6 ani, numai asta am făcut. E adevărat, au mai fost niște pauze pentru că, fiind viața la mijloc, mai interveneau momente în care mai avem și altă treabă. Dar, în principiu, 6 ani, n-am făcut un ban din povestea asta, nu deci, era nicio... Trebuie să înțeleg, din 2010 până în 2016 tu nu ai făcut bani deloc? Absolut deloc, nu. Wow! E adevărat că erau companiile alea asiatice, Shikwish, Romve, nu știu dacă ai auzit de ele. Nu. Erau niște dăștea care îți trimiteau o bluziță, o rochiță, ia și tu aia, fă o poză. A, nu știam. Și mă bucuram, mamă, normal, venea pachetul. Normal. Adică era ceva extraordinar, primeai o cârpă, e adevărat, era un plastic sinistru, lua foc dacă te apropiai de o brichetă. Dar mă bucuram de plasticul ăla, era ceva, uite, m-au băgat în seamă, mi-au trimis. Adică pentru mine era, nu știu, Chanel. Normal, frate, că da. Tu, cum zic, ai luat totul super treptat. Da. Era incipient tot fenomenul ăsta de, de blogging, de vlogging, de influencing. Și fix așa am trăit și eu prima invitație la un eveniment. Da. Mamă, cum mă îmbrac? Mi-a luat costumul de bani. Primul pișcot, zic, când ne trimiteau tot felul de chestii. Mamă, eram leșinat, și putea să fac asta for a living. Exact. Bine, m-am prins târziu de tot că se pot face bani din chestia asta. La început nici nu știam că există conceptul ăsta. Cum adică? Să cer bani? Că am făcut poze și că... Nu. Nu, simțeam cumva că fur, că e ceva în regulă. Pe când faci ceva din pasiune și faci ceva pentru tine, ți se pare ciudat că, stai mă, eu am făcut chestia asta pentru mine, n-am făcut-o pentru tine, cum să-mi dai bani că fac ceva pentru mine, știi? Fix așa, e un conflict în creierul tău. Da. Păi și, deci, până în 2016 n-ai făcut bani din blog. Uh-huh. În 2015 te-ai apucat de vlog. Da, bine, dacă stau să mă gândesc eu cu blogul, cred că n-am făcut bani niciodată până în 2018, ceva de genul. Când deja fenomenul începuse să se atenueze, nu prea mai citea lumea bloguri, literele ne încurcă, cuvintele de la dracu. Da. Dar până atunci, 2015, deci nimic, 2016, cam așa, că era finalul lui 2015, am început în decembrie 2015, cred că ceva de genul ăsta fusese, în decembrie a fost primul meu clip pe YouTube. La fel am avut o perioadă de câteva luni în care... M-am enervat, am trântit, am zis, mie nu-mi trebuie nebunia asta, pentru că nu știam să fac nimic. Nu înțelegeam cum funcționează o cameră video, nu știam că îmi trebuie microfon, nu știam că nu pot să pun Riana pe clipurile mele și să fie ok. M-am trezit an mai târziu că mi l-a dat YouTube jos pe toate și eram bulversată. Dar ce am făcut, știi? Ca să-mi dau seama că nu e tocmai ok. Adică, mă rememorez chestiile astea. Că free music for YouTube, Google. Știi? Exact. Căutam de-astea. Știi? Mamă, și cât de sinistru sunau piesele alea care tuite. Da, și încă sunt. Dar nu ai un acum manual. Acum Epidemic Sound, bănesc că îl folosești. Da, bineînțeles. E Dumnezeu, nu știu câte, 6 euro, 7 euro pe lună, țuț. Tatăl lor, exact. Dar nu ai un manual pentru chestiile astea. Nu te-a învățat nimeni pe vremea respectivă cum să faci, ce să faci, ce să spui. Exact. A trebuit să învăț mai multe meserii, deci nu una singură ca să pot să funcționez așa cum o fac astăzi, ca să învăț să editez, ca să învăț să... Chiar și camera, să o folosesc așa cum e ea. Că eu nu știam nici unde e butonul de record. Pentru că eu făcusem numai foto, de când am început. Și mă uitam ca la felul 14, că nu știam pe ce apăs. Stai că sunt setări. Ferei meritori. Filmez în 25, filmez în 50, în 30, în 60. Nu. Eu în continuare, după atâta timp, am dubii. Știu. Adică, nu, e un proces continuu de învățare și de adaptare și de... Exact. Dar de video de ce te-ai apucat? Păi, oamenii care citeau ce scriu tot insistau.
vorbește, pentru că eu mă exprimam în scris așa cum auzi și acum. Adică era totul super lejer, cum am vorbit doi oameni, nu simțeam nevoia să scriu ca la școală, să fie totul super corect, să folosesc aceasta în loc de asta, acum și de la capăt. Nu scriam incorrect gramatical, dar era o conversație perfect naturală între doi oameni care se întâlnesc la o cafea, nu ceva super protocolar, oficial, un exact. Comentariu de limba română. Și citind lucrurile alea, fetele ziceau că e amuzant. Este. Confirm. Nebună. Apucă-te de video. Zici ceva, nu știu, fă ceva acolo. Și tot așa cum le urmăream pe alea din state în 2010, fetele alea care scriau pe blog, începusem să consum YouTube. Și erau niște gagici, ce să vezi, tot din state, care arătau ele ce și-au cumpărat, ce au mai făcut. Hai mă, dacă tot insistă lumea și eu tot le urmăresc pe astea, hai să încerc și eu. Și m-am dus în Jumbo, la vremea respectivă tocmai apăruse și era o mega nebunie. Și m-am întors acolo cu două sacoșe de chestii perfect inutile. Zic, hai să desfac astea în fața camerei, să le arăt. Ceva intelectual, bineînțeles. Și după vreo 3-4 zile în care la fel am blestemat, firara, dracu, ce-mi trebuie mie, mai bine stau potolită, că nu știam să pun, nu se auzea, nu era lumina. Aveam și colegi de apartament la vremea respectivă. Mă, mai făceau și ea gălăgie pe acolo. Era... Da, ea trânteau, se ziceau, trăgeau apa, adică nu aveam nicio treabă. Eu vorbeam acolo, acest, nu știu, ursuleț de la geamă și se auzea odată apa atrasă. Clipul ăla mai sus? Da. Doamne, vreau să-l văd. Nu, că nu s-a auzit apa trasă, că am tăiat alea. Am filmat de 1000 de ori. Dar e ridicol, adică eu n-am curaj să mă uit la clipul ăla, însă mai primesc din când în când comentarii că sunt oameni care se duc în spate da, să vadă de da, unde a început da, totul. Da, 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 da. Și majoritatea sunt super simpatice, dar eu știu că eram toată crispată, ce o să zică, da, dacă normal, nu se uită, da, dacă râde lumea, da, dacă normal. N-am zis, nu știu ce ca lumea. Și eram și foarte serioasă, așa vreau. Și cumva în capul meu aveam senzația că seriozitatea o să atenueze din posibilele gafe pe care da, o să le da, fac. Da, și eram... da, 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 da. Nu cumva să zâmbesc. Cât mă regăsesc în ce spui, sau soră. Da, 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 super. Când ai devenit full-time creator? Cred că 2018, deci ceva așa. 8 ani de muncă în online fără să devii creatoare, adică să fie principala ta sursă de venit. Și în ăștia 8 ani ce jobări ai avut? Ce ai făcut? Păi am lucrat în publicitate în majoritatea timpului. În publicitate. Deci... Am lucrat și la customer care. În principiu pentru companii din afară. Majoritatea joburilor mele au deci fost... în engleză? Da. Marfă. Marfă cât se da. Polișea limba. Adică... Ce zici, băbiță? Că eu ajungeam acasă la 5 dimineața pentru că eram pe fus orar de state. Da. Și nu lucram de acasă. Și schimbul meu începea la 11 și terminam la 5. Eram năucă, adică era super întuneric, eram și singură, nu aveam mașină, nu aveam, bineînțeles, un iubit bogat care să mă ducă, să stea ăla după mine, știi, mașină la scară să mă ia. Și noaptea pe întuneric, pe ninsorile vieții, urcă-te în tramvai, nici nu era tramvai la vremea aia, mi-amintesc că la 5:30 sau ceva. A, da. Ca și o jumătate de oră singură, cu ciurda de câine în bezna aia, pe ninsoare așteptam să vină tramvaiul ca să pot și să ajung acasă. Wow, asta că... chiar job greu, frate. Și eu am lucrat în call center pentru Orange, am muncit un an. Dar aveam ture de-astea, adică nu mi-am aminte despre lucrarea de noapte, ceea ce... Da, bine, era o plăcere. Când ajungeam la muncă și vedeam mail-uri alea în care clienții zbierau și se descărcau pe mine, era o plăcere. Zic, ok, n-a venit tramvaiul, m-a nins, mi-e frig, mi-e somn de crăp, zbiară și ăsta. Perfect. Uite, vezi, super. Așa te călești, așa... Da. Dacă eu mă bucur mult că am avut joburile astea, ziceam, lucrez și ca agent de vânzări și am interacționat cu o groază de oameni care vreau să-mi dea țepe și tot. Pentru că te călești. Asta cred că e cel mai important sfat pe care el aș da cuiva tânăr. Frate, ia niște joburi de-astea care să-ți întindă maxim nervii, să te călească. Pentru că, cumva, omul care ești astăzi, datorită omului care stătea și dă de ea în fake la stație, dar se ducă să se certe cu clienții, de fapt să-i liniștească pe clienții nervoși, știi? Exact, exact. Dar să știi că din 2018, de când ți-am zis că sunt full-time cu asta, să nu înțelegi că doar asta fac. Eu mai am alte chestii secundare, mai am niște joburi, business-uri, dar sunt pe plan secund. Aha, adică nu mă ocupă, adică am și alte surse de venit, nu doar chestia asta. Tare. Eu, mă rog, noi acum încercăm să ne facem alte chestii, ceva timp doar asta am făcut și, mă rog, în zona asta de comunicare, că la fel am lucrat în publicitate 10 ani. Și e bine să ai side hustle, știi? Da, clar. Doamnește!
Deci, mi-a răspuns și la întrebarea asta. Cum le-ai explicat părinților tăi care e jobul tău? Ai în momentul în care te-ai apucat să faci doar asta. Nu, dar nu, ai mei oricum nu pricep nici acum care pe este bune? Mersul. Da, 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 da. Adică nu înțeleg cum se uită niște oameni pe care nu-i cunoști, în care tu le arăți ce faci și cum te îmbraci tu și ce fac pisicile și unde te duci tu și faci bani din chestia asta? Adică, cum? Da. Și pozele alea și stai, de ce cu canapele la 4 dimineața? De ce... Nu, nu, cu sirena. De ce? Dar, nu, e o discrepanță foarte mare, pentru că sunt alte generații și e foarte greu ca ei să înțeleagă cum funcționează, care e povestea cu social media, ce e cu Instagram-ul, care e treaba cu YouTube-ul, de ce consumă... Lumea, de ce? Da, da. Cum sunt eu, care mă uit la copiii care se uită la alții care se joacă și la modul, dar de ce nu te joci tu? Știi, la fel, discrepanța asta, știi, la fel, înțeleg perfect. Da, da. Maica mea a fost, super minimalist. A zis, mamă, câștigi bani din asta? Da, bravo. A, clar, clar. Zăi seama că se bucură. Dar nu aș putea acum să zic că tata înțelege perfect ce fac eu, ce aia montaj, cum e cu camerele. Cu filmatul, cu programul. Dar ai călătorit cu ei în ultima perioadă, adică am văzut. Cu mama călătoresc. Dar ai fost cu tatăl tău plecat? Nu, tata nu. Tata îi place aici. Da, nu, deloc? Tata dacă poate să stea pe Ghencea sau nu știu ce stadion mai e acum la Steaua, nu mă pricep. Tata dacă poate să stea în Ghencea? Ce se au? Deci tata e fier dacă se poate aici în București la Nea Gigi la poartă, dacă ar putea. Acolo este nebunit. Da, uite, mama ta e călătorit cu ea. Da, chiar recent ai avut o campanie cu Sky, mi se pare, da? E, a văzut munca din spate. Înțelege acum. Da, știe și mă și ajută. Mă și ajută, adică eu am fost acolo cu mama și ea m-a ajutat să fac contentul ăla. Adică ea a ținut camera, a pozat. Mamă, ce tare. Da, 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 nu, dacă e vorba să mă ajute, e acolo trup și suflet, se trezește la orele alea nebune la care am eu nevoie, facem de câte ori e cazul, stai că nu mi-a stat părul nu știu cum, așează-te mai așa, stai că a trecut ăla. Mamă, cât de tare. Da, deci da, dacă, da. Dacă mai faci asta vreodată, trebuie neapărat să iei un cameraman care să filmeze dinamica voastră. Maica mea este o tipă foarte de viață, e foarte amuzantă, e un om cu care poți să vorbești absolut orice. Mi se pare că e mai tânără în suflet ca mine. Și tata e cu capul, dar maica mea e ceva... Nu, e o plăcere. Și am făcut chestia asta de multe ori cu ea, adică înainte de a fi campania asta, a fost, cred că asta a fost a 5-a sau a 6-a călătorie pe care am făcut-o cu ea. Am plecat acum câțiva ani, am fost cu ea în Copenhaga, în Veneția... în Bruxelles, multe, multe locuri de genul ăsta. E cu adevărat minunat. Mi-ar plăcea și mama să fie așa, dar nu-i deschisă deloc. Adică la... Na, mă rog, aia complicat pentru ea. Dar te invidiez, adică super tare, frate, super. Cum crezi că, de fapt, cum crezi o comunitate atât de închegată pe când comunitatea ta? Ți-ai dat seama care e rețeta succesului? Eu mă concentrez foarte mult pe oamenii care deja sunt acolo. Deci pentru mine focusul nu este să vină unii noi, să atrag un public nou neapărat. Nu mă interesează să cresc. Mă interesează să-i fidelizez pe cei care deja sunt acolo. Să avem o relație atât de bine închegată, încât să vină când îi chem, să răspundă când îi întreb ceva și să fiu sigură că oamenii ăia chiar sunt cu mine acolo de plăcere. Nu pentru că au văzut un clip viral cândva și își aduc aminte așa odată la un milion de ani că exista una Alexandra ceva cu niște pisici, una roșcată Alexandra care zicea și ea ceva. Dar trebuie să ai niște tactici prin care fidelizezi comunitatea. Care sunt alea? Păi, în primul rând că trebuie să te preocupi de ei. Adică nu ești tu centrul universului. E adevărat că tu ești acolo focusul, e vorba despre tine, dar nu e doar despre tine. Trebuie să-i întrebi și pe ei ce le place, ce vor să vadă, să te raportezi la oamenii care sunt acolo și la problemele reale pe care ei le au. Să fii cu picioarele pe pământ și să discuți cu ei de la egal la egal. Nu ești tu aici și după aia este restul lumii și le arunci din când în când așa o frimitură în care povestiți, nu știu, cât de fabuloasă e viața ta, cât de minunată ești, ce lucru superb ți s-a întâmplat. Plus de asta să te raportezi și la problemele din viața de zi cu zi. Că în momentul în care expui doar o latură roz și totul este bun și minunat, nu cred că oamenii pot să rezoneze pe termen lung cu chestia asta. Da. Că avem cu toții probleme și se întâmplă atâtea. Așa că e important să existe și astfel de discuții mai puțin plăcute. Și eu cred că oamenii sunt atrași mai degrabă în momentele în care există liantul ăsta, nu neapărat negativ, dar în momentul în care pot rezona cu tine pe un lucru rău care ți s-a întâmplat sau pe o problemă. Da, da, nu înțeleg. Când, știi? Când te văd că sângerezi la fel ca ei, da, până la urmă. Exact. Pentru că asta e realitatea.
Exact, exact. Găsesc poate cumva sprijin în ceea ce ți se întâmplă ție. Mi s-a întâmplat și mie într-un punct X lucru și pricep perfect prin ce treci în momentul ăsta. Înțeleg. Da, uite, trebuie să iau notițe. De fapt, o să mă uit la podcastul ăsta și o să iau notițe, știi? Pentru că mult timp am fost așa și la un moment dat s-au schimbat ținut cu noi. Oricum ne arătăm și momentele grele și vorbim despre ele și le spun în ideea în care poate trec alți oameni prin acele momente și uite, cum că am început terapia de cuplu cu Georgiana. Da. Am avut o discuție super amplă pe tema asta cu ea, ca să înțeleagă oamenii că nu totul e roz și e normal să treci prin momente dificile, important e să treci peste ele. Da. Adică, atât de simplu. Adică, da, e, cred că e corect să existe un echilibru, nu știu dacă 50-50 între roz și real, dar măcar un 70-30 ar fi frumos. Da, bine, și gândindu-mă la mine acum, nu să urmăresc un om care mi-arată doar gri, cenușiu, ploaie, iată, oribil, pentru că absolut, mă deprimă, mă apasă și nu cu asta vreau să mă încarc. Exact. Dar din când în când e nevoie să existe și astfel de discuții, că totuși suntem și noi oameni, în spatele ecranului suntem și noi oameni și ne confruntăm cu exact aceleași probleme pe care le are Popescu, Ionescu și așa mai departe. Și mie mi se sparg țevi în bucătărie și mie îmi taie calea un dobitoc la semafor. Dar știi ce e greu? Că uite, apropo de asta, apropo de țeavă, că dacă nu zice, nu-mi pica fisa. Noi ne-am luat casă. Am documentat tot procesul cu casa, cu cuibul eneștian, are playlist pe canal. De fiecare dată când am venit și am vorbit despre probleme, băi, deci au fost, nu știu, 95% comentarii pozitive de susținere, așa, bă, 5%, ha, v-am zis eu, va trebui să vă luați casă, că nu știu ce, și sunt niște oameni care vin așa și te lovesc cu superioritate și cu răutate, știi, mamă, ce mă bucur, că... și te doare și de-aia poate că uneori devii, îți pui acest scut și nu vrei să mai arăți și faptul că ești vulnerabil și că ai probleme în viață, știi? Da. Cred că asta-i... Da, așa e, dar tocmai vulnerabilitatea aia te conectează la restul de 95%. Deci trebuie să te focusezi pe 95%. Pe ăia, da, exact. Nu, asta e valabil pentru toată lumea. Întotdeauna vor fi unii care îți vor bate obrazul, îți vor spune ți-am zis eu sau se vor bucura de răul tău. Da. Că n-au altceva mai bun de făcut, că atâta pot, că ăla-i nivelul, că asta le aduce lor bucurie. Acolo sunt niște probleme mult mai adâncite. Da. Treaba lor să le stăpânească sănătoși. Din păcate, se revarsă asupra noastră. Și dacă ne prind într-un moment în care și noi suntem mai vulnerabili, fix, fix, poți să dai niște probleme mult mai grave. Fix, aia e, că e un efect așa de spirală, știi? Da, da. Marfă, mișto discuția asta. Îmi place. 5 din 5. Apropo, voiam să zic de comunitate, că sunt sigur că majoritatea celor care se uită la acest podcast știu cine este Andreea. Dar pentru cei care nu știu, deci de câte ori există un concurs pe bază de vot la Digital Divas, da? De exemplu, Andreea câștigă. Asta pentru că comunitatea ei este acolo. Deci, eu mă uit la, pe mine mă fascinează un lucru. Tu ai în medie 15-20 de mii de like-uri pe poză. La o oră după ce a pus poza, a luat primele 10.000 de like-uri. Asta pentru că oamenii sunt acolo imediat. Uh-huh. Sunt super. Adică, nu, la mine e o chestie așa care crește. Treptat. Nu sunt la 10.000, la, nu știu, 3.000, dar top 2.000. Dar e la modul 500 după oră, 1.000 după 3. Știi? La tine e imediat. Adică oamenii chiar vor să vadă ce faci. Sunt super aproape. Cred că pe lângă componenta asta de vulnerabilitate, frate, tu când scrii un text la o poză, păi scrii, îți dai o bucățică din viața ta acolo. E un articol de blog. Da. Asta mă fascinează, știi? Da. Pentru că eu a postat, mai întâi citesc textul și pe aia mă uit cu atenție la poză, știi? Pentru că zice, ce-am mai zis? Știi? Asta pentru că experiența bloggingului se regăsește în contentul ăsta care, mă, normal, e un conținut snackable. E la modul, uite așa sunt oamenii în feed. Da, știu, urăsc chestia aia. E, la tine nu e așa. La tine e omul, stai să mă fac confort, stai să mă fac comod, știi? Și sunt rar creatorii ăștia de conținut pe Instagram. Aici, într-un ocean de snackable, de 5 secunde, 10 secunde de faimă, tu ești aia care îl face pe om să așeze confortabil în scaun să citească. Marfă. Uite, de asta am eu o problemă cu TikTok-ul, de exemplu. Sau nu cu TikTok-ul, cu genul ăsta de conținut foarte acu, repede. Imediat, hai că n-avem timp, repede, repede, dăm 15-20 de secunde să consum. Fast, fast, fast. Acu, repede, da, fast content. Eu nu sunt așa. Eu am nevoie de timp, adică eu în 15 secunde sau 60, nici nu știu cât e durata pe TikTok, că n-am. Ca să ai un clip viral acolo trebuie să fie
până în 30 de secunde, un minut cel mult. Băi, n-am timp să zici bună ziua. Deci nu pot, eu nu pot să, să funcționez în felul ăla. Îmi cer scuze dacă s-a întrerupt, pentru că s-a întrerupt, probleme cu camerele, am camere foto și case, se arestează la 29:59, se oprește filmarea. În fine, spune-mi, te rog, despre, că spuneai despre TikTok, de ce nu te regăsești în conținutul ăsta short? Chiar am întrebarea asta aici, de ce nu ești prezentă pe TikTok? Sincer, ești prezentă pe TikTok, sunt oameni care tai bucățele din ce faci tu. Da, știu. Și... Da. Dar de ce nu ești pe TikTok? Adică povestește-mi cu short content. Nu am timp să zic nimic. Eu nu sunt omul care să poată face ceva în 60 de secunde. Eu n-am timp să zic nici bună ziua în 60 de secunde, să le povestesc, să fac o introducere, pentru că la mine formatul de video, de asta probabil că și durează atât de mult, e de la cum ne-am învățat la școală, cu desfășurarea acțiunii după aia. Bine, era introducerea, intriga, desfășurarea acțiunii, punctul culminant și după aia deznodământul. Eu nu sunt omul care să poată face asta în 60 de secunde. Mie îmi place să stăm la povești, uite cum ne-am așezat noi acum, să ne luăm timp, să poți să-ți detaliez, să-ți expun, să avem o conversație efectiv și să-ți pot da toate detaliile necesare. Eu nu pot să funcționez în 15, 20, 60 de secunde. Hai. Salut! Sunt aici! Și urmează acasă! Așa trebuie să fie. Deci nu pot. Nu, sunt oameni pentru care merge mănușa, care nu pot să vorbească atât de mult, care n-au ce povesti, nu se regăsesc în chestia asta. Și ok, suntem diferiți, există un public pentru orice, dar eu nu mă văd în tipul ăla de conținut. Încerc... Pisicile îmi sunt martore că mă chinui și chiar mă zbat, încerc să fac și genul ăla de conținut. Oricum, eu m-am apucat de reel-uri pe Instagram 2-3 ani, mai trebuie după ce am apărut. Știu, pe mi-aduc aminte că ziceai, că ai și postat despre asta, nu mai știu dacă în feed sau pe story, spuneai, bă, deci eu nu pot să fac chestiile astea. Da. Fie, acum dacă ne chinui algoritmul să fac, uite. Dar a început să-și revină în ultima vreme, că de aici plecasem cu Instagram-ul, a început să-și revină și pe partea de poze am văzut iarăși că se mișcă lucrurile. Și pentru mine este perfect, că mie asta îmi place să fac, să creez scenarii, decoruri, să povestesc, lasă-mă să-ți scriu, să-ți dau eu acolo toate alea. Și oamenii care chiar mă urmăresc și sunt cu mine, își dau seama inclusiv de inflexiunile vocii atunci când scriu niște chestii. Da. Își dau seama cum aș pronunța un anumit lucru, la ce mă refer, știu perfect. Pentru mine ăsta e aur. Știi, când ajung să am o conexiune atât de puternică cu oamenii ăștia, încât ei știu exact ce am vrut să zic acolo și care e tonul pe care am pronunțat. Dar știi de ce? Un anumit cuvânt. Pentru că la tine, deci, scrisul te definește, iar video-ul te desăvârșește. Frumos. Asta pentru că... Știți că-s fan? Da. Asta pentru că oamenii se uită la video și atunci când citesc, adică, iau din video vocea și intonația și toate cele, le ca pe un puzzle, știi? În mintea lor, subconștientul, ia și zice, aici a fost așa, pentru că am văzut în ăla așa și de așa. Da, și, da, da. Adică se leagă totul, știi? Da. De asta e mișto că ești creator de conținut 360, să zic așa, și video și foto și text, pentru că poți să transmiți, că de asta am apucat și eu de video, mi-am dat seama, bă, e mișto în scris, dar nu poți să transmiți la fel de multă informație și emoții. Da, în momentul în care le ai sfânta tărime, să zic așa, foto, video, text, da. Țuți, știi? Se leagă toate. Da, așa e. Să știi că eu am, poate mult spus, dar e un sentiment de recunoștință pentru oamenii care chiar citesc ce scriu eu acolo. Că sunt foarte mulți care se uită la imagine și pot să înțeleg, n-ai timp, nu știu, îți place doar vizual, nu-ți place să citești, da, e da. Ok, nu critic în vreo formă. Dar citind ce scriu eu acolo, cumva o percep la rândul meu, ca o formă de respect din partea lor. Că sunt și de ăștia care mă întreabă exact ce am scris acolo. Și vine să mă dau cu capul de pereți. Mă simt cumva ca și, bă, nu dau doi bani pe tine. Hai, repede, că eu am nevoie de informație. Nu stau să pierd 2 minute cu ce mi-ai scris. Hai, acum! Și câteodată răspund, alte ori mă uit așa. Las. Nu, citești. Dacă vrei informația cu adevărat, sigur, sigur este acolo. Și dacă nu e acolo, ți-o ofer eu. Da, că știu ce ți-am scris acolo. E, asta ține de... Nu vreau să sună ciudat, de educația online, cum ar veni. Că sunt oameni care în continuare nu știu să folosească Google. Știu. La modul, știu. Am văzut chestia aia, unde o găsesc? Păi Google, da. Știi, adică exact. Chestii super basic. Da, da. Asta ține mult de, cred că în școală ar trebui să existe ora de educație online. Uh-huh. Nu știu dacă există, dar ar trebui să existe. Să te înveți cum să folosești internetul, să te descurci în pana mea, să fii ușor în viață, știi? Păi, eu primesc mail-uri cu textul, adică corpul e-mail-ului scris în titlu. Atâta titlu. Serios, deci mail-ul e gol, jur! Mail-ul e gol complet și tot corpul ce e acolo, bună Andreea, la 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 la, atâta scris în titlu. Mă. Dar scuze, dacă l-a scris acolo sau l-a luat cu copy-paste și l-a pus acolo, pentru că tu știi cât de greu e să scrii un titlu așa de lung, că după aia nu te mai uiți în spate, nu poți să te dai, adică poți, dar e greu. Nu cred că era voință, cred că oamenii efectiv nu știu.
Că poate că nu există educația asta. Da, 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 clar, clar trebuie să apară materia asta. Da, da. Uite, vorbeam de comunitate. Așa. Sunt curios, dacă ai vreo fază amuzantă care îți vine în minte atunci când vine vorba de comunitate? Amuzantă? Mai ceva care îți să te duci acasă și la un... Bă, nu cred că s-a întâmplat chestia asta. Adică cineva să te fie abordat pe stradă într-un mod anume. Sunt o felul de povești din astea. Pentru mine, wow, este când mă văd cu ei în afara țării. Că nu mă aștept. Corect. Chiar s-a întâmplat cu mama o chestie când eram în Copenhaga, că tot menționase mai devreme. Mergeam degerând, evident că era noiembrie, că atâta ne-a dus pe noi capul să ne ducem în Copenhaga în noiembrie. Și probabil că te-ai îmbrăcat cum te-ai îmbrăcat astăzi. Bineînțeles. Deci asta nota, 5 grade de afară, ea așa a venit. Deci da. Când am văzut-o în fața studiului, am zis, nu cred așa ceva. Da. Înghețasem și ne plimbam undeva pe lângă niște canale, unde este și mai frig, apă multă. Și era o tipă pe bicicletă, complet bulversată văzându-mă, când nu înțelegea dacă eu sunt, nu anunțasem, eu de regulă nu prea anunț chestiile astea chiar în momentul în care mă aflu acolo, pentru că paranoia și e mai sigur așa. Și tipa era complet bulversată și nu înțelegea cum e posibil să mă vadă acolo. Româncă fiind, cred că era ceva cu Erasmus, dacă mi-amintesc bine, pentru o perioadă și, nu, adică, și urmărea clipurile în mod constant. Evident că m-am oprit, am făcut o poză, am conversat și a fost un moment așa, cred că atunci s-a produs un declic pentru maică mea, că a înțeles parțial despre ce e vorba, că uite, chiar sunt niște oameni care se uită. Și mama se uita așa siderată, o vedeam cu coada ochiului, se uita așa siderată și nu înțelegea cum e posibil ca într-o țară atât de îndepărtată să mă recunoască cineva pe stradă și să vorbească cu mine ca și când ne știm de 20 de ani, ne-a avut nicio treabă și să vrea să facem o fotografie și să povestim și emoționată toată, adică a fost ceva wow, nu știu dacă e neapărat un moment amuzant, dar a rămas în mintea mea și pentru mine și pentru mama. Da, normal. A doua era un moment emoționant. Uite. Și uite, l-ai bifat pe ăsta. Da, 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 da. Înțeleg asta, da. Da. Adevărul că de fiecare dată când mă întâlnesc cu cineva din comunitate și oamenii în comunitate la modul, ei știu totul despre tine, tu nu știi nimic despre ei. Da. Atunci ești curios să afli și tu, să zici, cu ce te ocupi, care eu așa sunt. Spune și despre tine, că despre mine știi. Da. Mi se face pielea de găină întotdeauna când interacționez cu oamenii ăștia, pentru că ăștia sunt nucleul comunității tale. Exact. Sunt oamenii care chiar, dacă tu mâine ai pățit ceva, chiar ai fi la modul, bă, ce-mi pare rău de băiatul ăsta, chiar mi-a plăcut de exact, știi? Da. Ar da 2 lei pe tine, știi? Da, da, da. Uite, un moment amuzant la noi a fost că am venit într-o zi, am stat cazați undeva, Hunia, nu știu cum, prin Harghita. Și am venit dimineața la mașină și am găsit pe parbriz o amendă de la un el și o ea care sunt polițiști și din comunitate și acum trebuie să găsesc biletul, că e undeva. Că, dragă Georgiana, dragă Mariană, nu știu cum, agent nu știu cum, voi să-ți dăm o amendă pentru că ne faci să ne simțim bine și nu știu ce. Bă, deci mi se face pielea de găină, știi? Da, adică, da. Știi, sau găsești pe, la fel, pe recent am găsit pe parbriz un tichet de la de parcare, eram la mall, cu vă pupăm, nu știu ce, pup Ionesca, adică, bă-ți, foarte drăguț. Știi, adică foarte atât drăguț. De tare faza asta. Mi s-a întâmplat odată, nu știu dacă intră neapărat iarăși la categoria amuzant, eram la masă cu cineva și a venit o tipă emoționată toată care voia să stăm de vorbă și s-a așezat. Noi eram ciorba în față. Băi, și a stat. Deci s-a răcit ciorba asta vreo 20 de minute, fata mea, și tot vorbeam și tot vorbeam. Eu nu aveam o problemă, dar eram cu cineva care tot aștepta să vâre lingura aia în ciorbă odată. Și povesteam, și povesteam, și povesteam. Nu știu dacă s-a prins până la momentul ăsta, nu știu dacă s-a prins, că s-a prelungit puțin durata de discuție, dar nu exagerez, cred că undeva în jur de 20-30 de minute am stat cu ciorba aia în față până la momentul la care... Vai, cum e asta? Da, dar ea, intențiile au fost, sunt sigură, bune, am povestit, a fost drăguță, mie mi-a plăcut într-un final. Mi-eram doar așa, cumva, mai stai, ori mai luăm una, stai. Noi am pățit asta la polul opus, nu că vreau să zic că tipa respectivă nu era ok, din putere, pe mie mi s-ar părea amuzant să pățesc asta, adică la fel. Georgiana, cred că dacă e foame, Georgiana scoate. E la modul... uși, uși, mi-e foame! Știi, iese diavolul din... Corect, corect. Noi eram la fel la Antol, mâncam ceva și erau un el cu ea, erau acolo lângă noi și se tot uitau la mine. Băi, am mâncat, nu știu, 10 minute... Eu mănânc 2 minute, Georgiana mănâncă 10. Nu că mănâncă mai mult, dar mănâncă mai lent. Da, da, da. Și eu mănânc, eu parcă nu mestec, în fine. Arunc în tomberon, știi, mâncarea. Ca în desene animate. Da. Și el cu ea stea acolo și la un moment, după ce am terminat de mâncat, după ce a terminat Georgiana de mâncat, au venit și să facă poză cu noi să vorbim. Și m-a șocat bunul simț. Știi că Georgiana i-a văzut și mi-a zis, bă, și tu ai văzut, nu? Că i-au stat acolo cât am mâncat noi. Știi, că ne-a șocat chestia asta. Da, da. Adică, la polopus sunt și oameni care te văd pe stradă și... Am avut un clip
cred că singurul meu clip cu multe vizualizări, cu autorul ăsta, 2 milioane de vizualizări, așa de genoare. Și după ce a bubuit clipul ăla, mi-au rămas, eram în Alba Iulia, mergeam pe stradă și a ridicat unul geam așa din mers. Autoglota! Nu cred! Vai! Superb! Nu știu ce să zic, autoglota! Da, atât. Ai pățit de astea așa? Da, oamenii au bun simț în general. Pe mine chiar mă surprinde că vin câteodată niște fete, la mine sunt în majoritate femei, îți dai seama. Mai sunt și băieți care vin cel puțin la întâlnire, am băieții mei din Timbalaban, toată iubirea, stima și respectul pentru că nu mai pot. Dar când vin fetele, majoritatea sunt așa cu telefonul la piept. Știi cumva, le e teamă să nu deranjeze, să nu supere, să nu încurce, să nu zică ceva și cu vocea tremurând, putem să facem o poză, să vorbim puțin. Și îți dai seama, le iau în brațe, le pup, hai, devin un coace, să vorbim. Fix așa. Deci e o bucurie enormă și mereu le zic, bă, veniți, eu mă bucur, eu n-am de unde să vă știu pe voi. Adică observ câteodată că sunt oameni care se uită ciudat la mine, dar mi-a iurea să mă duc, ia zi-mă. Facem o poză, da, ia zi. Fix da? Așa. Știi, nu, eu nu pot să fac chestia asta, e nevoie să vină ei și n-am zis niciodată, bă, nu pot sau lasă-mă, niciodată, chiar încurajez, veniți voi, ziceți, hai să ne pupăm. Să recea ciorba aia acolo exact, și tu n-ai zis nu. N-am zis, dă-mă de ciorbă, luăm altă ciorbă, asta să fie problema. Super frumos. Nu, da, chiar sunt, majoritatea au super bun simț. Asta e legătură cu ce cultivi tu în online. Uh-huh. Că mi-au aminte că era un creator de conținut foarte mare care se plângea că oamenii sunt la modul super nesimțiți cu el, că până și parcagii când îl văd, ia vină mă cu o să facem o poză. Adică, asta ține de conținutul pe care îl pui tu pe net. Că dacă tu faci căcaturi pe net, e normal oamenii să te perceapă ca fiind bufon și ia vină mă, fraiere, ia vină mă cu acest, știi? Eu am pățit chestia asta că m-a apucat să fac scuze că vorbesc despre mine acum, dar mă gândesc dacă zic chestiile astea prind anumite beculețe, zici tu. Începeam să fac niște sketch-uri cu Georgiana, dar astea așa amuzante, în care evident că jucai niște roluri. Uh-huh. Și făceam sketch-urile astea, mergeau foarte bine și la un moment dat a fost atunci cu ordonanța 13, care din câte am înțeles a revenit acum cu băieții și eu am obosit în fine. Nu ceva frumos, da. Și am început să vorbesc despre chestia asta și erau oamenii, auzi, dar nu mai bine rămâi tu la glumițele tale și să lași chestiile serioase la alții? Uh-huh. Mamă, și atunci în momentul ăla s-a activat în mine și am zis, ok, nu mai fac de-astea, pentru că oamenii nu mai au un serios, știi? Da. Adică văd doar bucățica aia din mine care e pusă pe mișto și ignoră bucata aia mare, care un om normal care are niște preocupări normale și, știi? Da. Depinde ce promovezi, ce pui tu acolo în spațiul ăla, o să atragi oamenii interesați de conținutul ăla. Dacă tu pui manele, cine te aștept să uite la tine? Liceanu? Pleșu? Cine vrei să se uite la tine? Poate ascultă, de la un șpeț la... Na, acum, asta este. E loc pentru toată lumea, subiecte sunt vaste, fiecare găsește pe internetul ăsta cât e de mare, cu siguranță se găsește și creatorul de conținut potrivit pentru ceea ce cauți tu, dar depinde de fiecare de ce vrea să facă. Eu, de exemplu, nu vreau să fac un anumit conținut doar pentru că e viral, doar pentru că mi-ar aduce foarte mulți oameni, că nu e pentru mine, nu e pentru sufletul meu, nu mă reprezintă, nu oamenii ăia vreau să-i atrag. Chiar dacă aș avea milioane, dacă aș face XYZ, nu e pentru mine. Foarte mișto pontul și informația, adică sunt sigur că oameni care își doresc să fie creatori de conținut sau care sunt deja creatori de conținut și care cred că iau bucățelele astea care stau oricurat. Uh-huh. Pentru că asta e esența, știi, până la urmă, când ești creator de conținut. Despre ce vrei să vorbești, cu cine vrei să vorbești. Da, cui te adresezi. E foarte important cui te adresezi. Pentru că nu cred că e atât de greu să faci milioane de vizualizări și să atragi oameni, mai ales la început. Mi se pare că e mult mai ușor să crești, dar e greu să te menții acolo și să-ți construiești comunitatea și oamenii să revină la tine în mod constant. Adică să nu fie o chestie hit and run. Te-am găsit, du-te, mă duc la următorul. Nu știu. Corect. Uite, asta e efectul TikTok. Că îți spuneai de TikTok mai devreme. Da. TikTok oferă... Tu ai? Că nici nu știu. Eu ți-am zis să încerc pe să iau bucățele, încerc să fac chestii acolo, pentru că încerc să iau din TikTok să aduc pe celelalte platforme unde să-i fidelizez. Știi? Până și înțeleg că sunt și eu pe TikTok. Sunt niște clipuri, ceva cu casă, cu tuneluri, cu chei, cu nu știu ce, ai fost tu undeva cazată și... Cu bântuiala. Da. Super, da. Da, nu mi-e foarte confortabilă chestia asta. Da, pe TikTok asta se întâmplă și din podcastul ăsta sunt sigur că s-au luat bucăți puse pe mai multe canale de la alte persoane. Perfect. Adică se întâmplă asta, constant. TikTok e raiul. Mahalageala e viața mea. În general sunt fiartă pe mahalageala când aud de leșin, de poale puse în cap și de scandal și hai să comentăm. Dă sămânța aia bună. Da, nu mai pot, îmi place mult. Oricum în podcastul ăsta o să evit toate chestiile astea pentru că vreau să luăm de la tine, adică vreau să furăm cu toții. Eu am furat o grăză de acum până la
Nu știu, vreau că-s buzunarele, am făcut o groază. Vreau toți să ieșim după podcastul ăsta pe plus, uh-huh, în niciun caz să vorbim despre bărfe, că e ușor despre bărfe. Da, da, eu vreau, ce ne-ai spus tu până acum, uh-huh, e aur. Deci pentru un om care face asta și își dorește să facă asta, e aur curat. Mă, e un lucru extraordinar că aud asta de la cineva care e în aceeași breaslă, de la tine, bănesc că și Georgiana gândește tot la fel, că n-ai fi venit aici dacă nu așa, da, nu mă plăcea cât de cât. Da. Mi se pare extraordinar să poți să ai o astfel de relație cu un om care este în breaslă cu tine, adică nu e nevoie să ne urâm, să ne păruim, să pur și simplu putem să avem loc unul de celălalt, uh-huh, fără să ne intersectăm prea mult, că până la urmă când ne-am văzut noi ultima dată... Lăsam plața la un eveniment, exact, și... Exact, acum 3 ani, cât, da, era? Și după aia au fost acum 6 ani la, da, la Timișoara. Da, deci... e foarte rar să poți să interacționezi așa cu un om din breasla asta care să n-aibă un interes ascuns neapărat, efectiv să-ți spună sincer, bă, te admir, mi se pare foarte mișto ce faci, preiau de la tine, cum ai zis mai devreme, și să putem să avem un dialog civilizat în care tu ai loc de mine, eu am loc de tine. Absolut. Și fiecare își vede de treaba lui. Nu funcționează așa, mai ales în zona de femei. E, dar cred că orice, în orice domeniu așa e. Voi sunteți foarte... pasionale așa și teritoriale. Și... Eu da, nu mai pot să fiartă, sunt leșinată, n-ai văzut? Tu ești foarte, ești așa, mai mult pisică așa. Tu ai spațiul tău, ai zona ta, dar și iubești pisicile, ai zona ta, îți faci treaba ta, cu stilul tău, cu grația ta, știi? Adică ești... Eu stau foarte mult în bula mea acolo, știi, văd de treaba mea, pisicile. Nu mă bag. Deci nu, poți să-mi zici orice, eu nu mă bag. Și dacă tu îmi torni acum, nu știu, un camion de insulte, să zicem că ai așa un moment, te voi privi atât de... Nu, o să-ți superior, faci unghiile așa, da, ca o pisică. Așa, mai cum? Mai zic o dată, că n-am înțeles bine. Fix. Văd de treaba mea și cred că m-a ajutat chestia asta pe termen lung, știi, să nu te bagi, să nu răspunzi. Cel mai bun răspuns este ignor total. Da. Nu ne băgăm în conflicte. Am ajuns la concluzia în lunga mea existență că e mai important să am liniște decât să am dreptate. Oh, ce bună e asta. Încă o bucățică de aur. Super. Serios. Eu încă mă chinui să învăț lecția asta. E încă cea, mă cel chinui. Mai bun sfat pe care pot să-l dau. Mult mai important să ai tu liniște decât să ai dreptate. Mamă, ce bună e asta. Nu poți, de multe ori nu ai cum să ai dreptate. Dacă celălalt este setat pe ceva, poți să faci scheme pe tablă, poți să vii cu, da, demonstrat, poți să-i... Exact. Nu, a ridicat, da, defensiva, să termina, nu? Uite, e noapte afară. Perfect. Perfect. E noapte, astăzi este august. Da, e august. De ce să te contrazic când poate să fie august și eu să am liniște, îmi văd de treaba mea, eu mâncare la pisici și mă uit pe Netflix. La revedere. Superb. Serios. Superb. Da. Superb. E o lecție foarte bună asta. Și apropo că spuneai că n-am interesat un interes, eu am venit să fur. Deci, bine, mă, fură. Eu am venit fură. Să, eu sunt din Colentina, de la mine, de la e-mail, de acolo, Colentina Tei. Tata e născut în Tei Toboc, am venit să... Bun asta. Ok, next. Mamă, dar ce-mi place. Ce discuție! Și nici măcar n-am ajuns la personal. Vezi, trebuia să mă chem de mai devreme, că veneam, serios. Stăm aici, chiar la tine 5 veneam. Ore de podcast. Nu, dar uite, ai venit la momentul potrivit. Uite, toate întrebările astea s-au așezat în mintea mea. Uh-huh. Adică, e... Bun. Uh-huh. Următoarea întrebare. Sunt ca aia, Denise Rifai. Și acum, întrebarea roșie. Mamă. Contentul, ferate. Contentul. Cum îți vin ideile? Deci, cum ai ajuns sirenă? Cum car toate alea după tine? Cum îți vin ideile astea? Adică, pentru că, băi, ce văd la tine, eu nu mai văd și urmăresc cu mulți oameni în afară. Adică, și asta mă ajută. Originală combinația, frate. Adică, uh-huh, văd chestii originale la tine. Păi, unele chiar le visez noaptea. Serios, da? Altele, efectiv, caut. Deci am câteodată perioade când stau o săptămână în care răsfoiesc tot ce am, online sau fizic, offline, în care încerc să găsesc ceva, o scânteie, o chestie, care să meargă pentru acel ceva. Nu știu, cum a fost aia cu sirena, de exemplu. Aia cu sirena a fost o campanie pe care am avut-o eu cu Hendrix. Iubesc Hendrix. Hendrix Rules. Și am stat... Cred tot așa, vreo săptămână în care încercam să-mi stor creierii cum să fac eu cu genul ăsta. Evident, există varianta clasică, simplă, în care îl ții în mână sau turne. Cât te-ai gândit la asta? Vreo săptămână, cam așa, cam așa. Ok. Pot să fac ceva frumos, un decor mișto, la o masă, torn, e perfect ok și asta. Ai multe în stilul ăsta și la fel, dar... sunt spectaculoase, adică e, da, da, Alice in Wonderland style. Nu e sirena. Așa, dar nu e sirena. După ce am stat o săptămână, mi-am stors creierii în care încercam să vin cu altceva, altceva, altceva. Mă holbam la sticlă și am văzut sirena pe sticlă. Stai. Și în vremea respectivă aveam planificată o călătorie în Scoția, care are și ea ieșire la mare, e niște apiță pe acolo. Numai că e foarte rece. Nu vrei să știi. N-am tras în viața mea friguri ca alea. Deci a fost
cancer la propriu. Și a început munca din spate, pentru că, ok, mă fac sirenă, am eu coadă, am eu păr, am eu trident, că era sirena cu tridentul, stai, că nu e așa. Și m-am apucat și am căutat. Coada de sirenă a fost un haos total, pentru că, ce să vezi, cozile de sirenă sunt pentru copii, nu pentru adulți. Întâmplarea face că nu sunt nici foarte înaltă, nici așa, și am reușit să găsesc pe la unii, pe un site, o coadă pentru copii, deci stăteam, când m-am scos din coada aia, eram toată numai cu dungi, numai vărgată așa toată, pentru că mă strângea înfiorător. Și a fost un haos acolo, chinuindu-mă să ajung, știi, m-am schimbat pe stâncă, deci nu-ți imagina că am venit de... Mă chinuiam pe stânca respectivă, cu prietenul meu, zic așa, să stau cumva, să nu cad, să n-ajung în partea ilaltă. Era un vânt și un frig, că era, cred că aprilie când am făcut chestia asta, și totuși apa aia trăgea nenică. Deci în afară faptului că acolo e frig natural, dar bătea foarte tare vântul și erai lângă apă. Dârdeam, înclănțeneau dinții, venisem, că noi fusesem atunci cazați în capitală, deci eram în Edinburgh, și după aia marea nu era exact în, acolo, în capitală. Da, deci am mers o oră cu Uber-ul, după aia a fost alt haos de acolo, când mai puteam să ne întoarcem la hotel, că nu circula Uber să ne ducă înapoi. Mamă, de ce n-ați încheiat o mașină? Nu știu, că nu ne-am gândit. Mamă, frate, mă pictasem de acasă, logistică. Deci mă trezisem cu câteva ore înainte, că îmi luase în kit de ăla să-mi fac solzi pe față. Toate detaliile astea sunt planificate super în avans. Perle pe față, ruj, mov, se uita Uberistul la mine, mi-era și rușine. Mamă, trăițăr. Asta a fost. Ne-a dus acolo. Din fericire era pustiu, că asta mai lipsea să fie și penibil. Știți, fie oameni care... Da, păi numai că-i spa total. Da. Cirea așa de pe tort și m-am așezat pe o stâncă cu grijă, cu teamă, să nu vină vreun val, vreo... Dar stai puțin, ai căutat și locul, l-ai căutat cu atenție. Deci toate astea le-am făcut din România. Planificarea se face cu mult în avans din România, să știu exact unde mă duc, pentru că nu-mi permit în momente din astea, mai ales când sunt în deplasare, nu-mi permit să las loc erorilor. Deci eu trebuie să știu exact, mă duc acolo, arată așa, pozez în felul ăla, am exact ce am nevoie, de unde găseam eu coadă de sirenă în Scoția? Asta cu siguranță, adică, tu eventual vânai una. Da, că există. Doar așa. Scoiciu, peruca, puneți alea și evident că pentru a face fotografiile respective stai, adică nu le faci în două minute și ai plecat acasă. Cât a durat shooting-ul? Băi, vreo două ore măcar, cred că am stat pe acolo. Două ore de clănțănit dinți? Da. Că și iubitul tău a făcut pozele? Da. Omul ăla e un erou. Da. Vreau la podcast, dacă vreau vreodată să iasă public, vină la podcast, frățioare. Da. E incredibil. Da, să știi că ei rămân în general pe plan secund, băieții ăștia care ne ajută, dar au un merit extraordinar. În primul rând că ne suportă, că nu știu câți ar sta să le clănțăne dinții pe o stâncă. Nu-ți imagina că doar eu m-am udat, că era și el, vai stai o lui normal. Și frigul de pe lume. Că ne cară toate chestiile alea, că înțeleg că trebuie să ne trezim la 4 ca să fim la 5 în locul respectiv, să nu prindem aglomerație. Deci acum regret că te-am chemat la podcast. Pentru că Georgiana se uită la acest podcast și e, Marian, tu faci bășin pentru 5 minute amărâte de poză. Uită-te la băiatul ăla ce a făcut pentru ea. Tu nu mă iubești suficient. Bă, trebuie să-ți bagi mințile în cap, Marian. Da, exact. Trebuie să-ți bagi mințile în cap. Rare și toată bucata asta dispare din podcast, frățioare. Băi, da. Nene, două ori de stat în fric și de... Da. Și... Au fost și mai rele, să știi. Adică sunt călită pe astea, sunt călită, am câteodată zile. Uite, de exemplu, noi trebuia să ne vedem marți. Da. Ăsta a fost planul inițial, din păcate eu am fost nevoită să amân. Tot pentru o chestie de genul ăsta a trebuit să te amân. Am avut un anumit proiect pe care l-am trimis la aprobat și nu e bine, trebuie să refacem tot. Dar acum este urgent. Și de asta n-am putut să vin marți, pentru că a trebuit să refac ceva. Dacă mie Hendrix îmi zicea atunci, nu e bine. Noi nu vrem sirenă. Noi vrem borcănașul turnat cumva. Îți dai seama. Dar tu ai aprobat ideea dinainte cu ei. Nu ai aprobat ideea cu ei dinainte? Tu le-ai dat pur și simplu? Da. Deci tu ai făcut toată planificarea. Cât a durat tot procesul de la idee până la implementare? Mult. Nu, îți dai seama. Deci o săptămână asta numai de am gândit-o, am așteptat să vină alea, am cusut scoicile între ele, că nu stătea nici sutienul cum și trebuie. Și tu nu aveai ideea aprobată cu clientul? Nu. Bă, băiatule, și ai pățit vreodată să faci atâta nebunie și să nu ți aprobe? Da. Dar am pățit și să le zic ideea în avans, să o fac și momentul în care le-o prezint să-mi spună nu, e prea mult pentru noi. A, nu există. Ba da, am pățit-o și a picat tot. M-am enervat atât de rău. Deci eu în momentul în care tu mi-ai aprobat ideea și eu ți-am descris-o în detaliu și eu ți-o dau și tu zici nu, s-a terminat combinația. Vin după tine și te mușc, te înțep cu ăla, cu tridentul.
Da, what? Corect. Așa ar fi. Bine, nu cu ei. Nu, Doamne. Da, nu, 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 da, okay. Evident, nu, nu, zici ce altceva, înțeleg. Nu, am pățit-o. Deci am, și cu trambalare, du-te, mută-te, pentru că eu de multe ori plec pe câmpii verzi, planific. Știu, din timpul, pe asta sunt șocat. Cu oameni, da, da, da. Deci am pățit-o și după aia, ca să nu pierd totuși conținutul pe care l-am făcut, am scos produsul din aia, am postat totuși materialul. Tot ei mi-au bătut obrazul că nu trebuia. Adică, din momentul în care ei mi-au zis că nu... Bro, not ok. Da, știu, nu, știu, not știu, okay. Știu, nu mai trebuie niciodată. L-am postat și a rupt. Deci normal. Materialul a bubuit, a bubuit. Absolut. Și n-am simțit nevoia să le zic că, uite, ce ar fi putut ieși. Normal. Dar nu te poți aștepta ca toată lumea să gândească ca tine. Asta e una dintre problemele mele mari în momentul în care lucrez cu niște branduri, că sunt mulți care nu mă lasă să fac ce știu eu bine să fac. Că băi, dacă tot ai venit la mine și îți place și cred că te-ai familiarizat cât de cât cu stilul meu și cu ceea exact. Ce fac eu, ești conștient că eu nu îți voi face... Da, normal. Știi? E clar că voi face mie altceva. Mie nu vine să cred că mai sunt clienți de ăștia, jur, pentru că toți săptămâna care vin... Săptămâna asta am pățit-o, dar n-am pățit-o săptămâna. Da, deci cred că o chestie cu care trebuie să pleci de aici de la discuție e întotdeauna ai trimis scriptul înainte, ca după aia, frate, să ai leverage de negociere și de tam-tam dacă nu, adică nu e normal. Pe de o parte, da, pe de alta, eu am observat că funcționează bine și momentul în care le-o trântești, le-o dai. Că eu dacă îți expun ție o idee așa și tu poate nu o vizualizezi foarte bine, o să-mi spui, poate totuși e prea mult, dar dacă ți-o trântesc în față, s-ar putea să am mai multe șanse, văzând și tu cât de mișto ai ieșit, să-mi zici e ok. Eu risc de multe ori în felul ăsta. Tu să zici, cât a durat tot procesul, că nu mi-ai zis asta, de la idee la implementare și la postare? Exact. Poate dura, poate fi, zic de sirenă. Poate fi, da, cam o săptămână cu totul. Nu, dar ai fost și ai și pozat, adică și... Apoi și aia? Da, pe da, tot. De la, două, de... trei, cu totul, până aia la... Aia zic, tu te-ai întins cu un proiect pe trei săptămâni și ceva și dacă spunea nu, ceea ce, Doamne, nu ajută și normal că au zis, e ok... Păi tu pierdeai atâta timp și atâta efort și wow, da, wow, wow, eu sunt șocat, jur, trebuie să mă crezi, sunt șocat. Am pierdut de multe ori, dar astea nu sunt lucruri care se spun, care se aud, care, adică cam cui să-i zic eu chestia asta, să mă apuc, aș fi avut de multe ori reflexul ăsta de a mă plânge în social media unde vorbesc eu cu ai mei, să le zic, bă, am muncit o săptămână, două, la, 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 uite. Da, pentru că vine cu două tăișuri, odată din partea industriei, care poate să te perceapă așa, și odată din partea, chiar din partea unor oameni din comunitate, care, aia mă, și aia e muncă, ce faci tu? Bro, a stat două ore îmbrăcat în sirenă pe stâncă și nu mai vorbesc cât ai stat și știi, adică... Noi avem, din păcate, mentalitatea asta, conform căreia meseria înseamnă să fii avocat, doctor, fabrică. Contabil, eu fabrică. La mine e fabrică. Sau și fabrică. Eu sunt la care fabrici, că le-au vândut ăștia pe toate. Eu, da, dacă nu vindeau ăștia fabricile, eu acum eram în fabrică, nu făceam asta. Da. Da, exact. Eu vreau să mă duc în fabrică, dar n-am unde. Mă rog eu frumos, găsiți un job pentru băiatul ăsta, un job serios, pe bune. Deci am început seria aia cu curiozitățile lui Mariciu, de mă duc prin fabrici și filmez cum se reciclează, cum s-a alea. Stau cu microfonul ăsta în mână aici, vorbesc despre sirene. Vreau doar să zic că felicitări pentru munca depusă pe care, băi, deci mie mi se pare... Mulțumesc la fel. E incredibil, adică proiectul... Eu mă uit la o poză și îmi dau seama cât de multă... Seama, dacă am zis tu ești, Sava. Tu ești aici și înțelegi ce înseamnă. Îmi dau seama, știi? Dar acum când îmi spui, e și mai multă muncă decât mi-am imaginat eu. Da. Adică să-ți faci tu singură chestia cu perlele, să stai două ore la... Eu jur, am crezut că mă, mai unde jumătate de oră nu poți stai acolo. Două ore? Nu, încă o dată, omul ăla e un erou. Da. Știi? Este, da, chiar da. Wow. Tu câți oameni ai în echipă? Ai o echipă? Da, am trei pisici. Da? Da. Deci, ești tu cu iubitul tău și atât? Asta tot... Mai e frate meu care mă mai ajută, mă rog, înainte să o dea pe gagici și alte astea, mai era frate meu că a crescut și el. Și... Bro, chiar așa, familie e familie. Nu, vine, deci serios, dacă îl chem, vine. Deci frate meu a fost dintotdeauna cu mine. Uite, un detaliu pe care nu, cred că nu-l știi, când am început eu cu blogul, deci eu aveam 19 ani, frate meu avea 10, că e diferență de 9 ani între noi. Copilul ăla îmi făcea poze și mi-a făcut până chiar și, nu știu, acum două săptămâni cred că m-am văzut cu el și mi-a făcut fotografii. Și în continuare îmi face și la momentul ăsta. Deci frate meu a contribuit enorm în
așa, vizualul ăla pe care știi l-am creat eu. Știi că asta e la exploatarea minorilor ce ai făcut tu. Hai de capul meu, asta mă lipsea. Mare cancel, doamnelor mare și domnilor, aici în podcast. Plus că exploatez pisici, stai să vezi că am schimjuit pisicile, le pun gulere și stai seama că n-are cum pisica să stea pe loc acolo, era, stai seama că e ținută să zic. Cu scoci, e coada lipită cu scoci, mă. Cu... Noi pe Sășica cât am exploatat-o, Sășica a produs ca și că... Pe, da, sunăm, direct, direct. Sunăm. Și acum Noel săracul muncește... De capul meu, bietul copil. E gluma aia cu copilul, că... cu ghiozdanul, că până la ora asta un copil în China făcea 10 ghiozdane. Iată. Adică nu chiar le făcea fizic, nu? Deci că nu comenta, tu da. Du-te și du-te la școală. Da, exact, da. Mamă, deci așa, am povestit de fratele tău, da, că da, el da. Te-a ajutat? Da, deci imaginează-ți un copil de 10 ani și nu, Doamne ferește, nu forțat, nu... Normal că ești mic, te joci, da. Totul îi joacă. Da, da, da. Da, dar venea cu mine și de-a lungul anilor așa m-a ajutat cu tot felul de chestii, de la cărat diverse până la tot așa, stat în frig de un milion de ori, trezit la ore din alea. Evident că în timp au venit și pentru el niște beneficii, că din momentul în care a avut sora sa salariu... Cine avea PlayStation. Cine avea, iată. Exact, exact. Dar a contribuit enorm și sunt recunoscătoare lui frate meu, am mai zis de multe ori pe canalul meu că frate meu e undeva, nu știu, aici frate meu și pe restul lumii. Dar cum de nu a simțit și el să se ducă în direcția asta? Are alte interesele cu mașinile, cu jocurile, e într-o cu totul altă păi da, zonă. Și aici există, cum să zic... Să știi că el face fotografie, am dat eu dintre aparatele mele vechi ce nu mai foloseam și face, da, e așa, strict din pasiune. A, chiar înțeles. Îi place, da, 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 da. Hai. Deci, în concluzie, e, cum să zic, nu ai oameni pe lângă tine. Eu l-am pe Rares, care mă ajută pe edit. Tu-ți editezi singură vlogurile, da, da, tu faci da, tot. Eu editez. Vlogurile alea de o oră jumate, două alea, ore. Alea îmi consumă cel mai mult timp. Jur, aș putea să salvez, mă rog, să am mult mai mult timp liber într-o săptămână dacă nu ar fi partea asta de vlog. Că mie mi-a enorm să filmez și să montez toată aia zile întregi. Și da, ar fi bun un Rares și pentru mine. Da, de ce nu te externalizezi asta? Nu știu dacă aș putea. Să am atât de multă încredere în cineva încât să-i încredințez aia, să știe exact unde să taie, exact unde să lase, cum să monteze, să fiu eu 100%. Deci sunt de la milimetru, să fie exact cum l-aș gândi eu și e foarte greu să găsești un om care să fie exact pe filmul tău. Cred că, mă rog, la mine nu e atât de complicat ce editează Rares, adică nu, bro, nu mă înțelege greșit, faci treaba foarte, nu minimizezi ce faci, dar nu am editori de alea mega nebune. A, nici eu. Și, deci e foarte simplu de făcut. Uh-huh. Iei un om lângă tine să facă shadow, cum se numește, shadowing, de deci stă da, lângă da, tine și vadă. Vede exact ce faci. Da. După că așa fac ăștia, CEO-i și ăștia, da. Șmecheri. Au un om, mai mulți oameni care merg cu ei o perioadă să înțeleagă, ca să delege, ca să-i aibă mai mult timp pe chestiile mega big, știi? Uh-huh. Adică, acum, asta oricum, asta e o discuție pe care am putea să o avem când oprim camera, da. Știi? Dar mi se pare că, ca să poți să exploatezi cât mai mult creativitatea pe care o ai să faci, cât mai multe sirene, să zic da. Așa, ai putea munca asta care e minerit, știi? Uite, vezi, nu poți să scapi de mineritul ăla pe care l-ai da. Făceai când munceai. Da. Da, cu bibilea la coale. Da. Nu poți să scapi de chestia da, asta. E acolo. Până la urmă, tu trebuie să te focusezi pe mesajul pe care tu îl transmiți și îl transmiți atât de mișto, să fii tu și partea asta mai ușoară poți să o facă altcineva, știi? M-am gândit la asta și am așa în plan de multă vreme, chiar îmi trimit fetele din când în când așa mai primesc câteva mail-uri, bă, aș vrea și eu cu tine. Nu știu ce să fac, nu știu să fac nimic, sunt pe lângă, dar mi-ar plăcea să învăț pe lângă ce tine. Mișto asta, da, e foarte mișto și mă uit așa câteodată și cântăresc, dar eu am și o oarecare paranoie în mintea mea și mă gândesc dar nu există cumva ceva unde de sub asta. Nu e de fapt un alt te-ai interes la acolo. Prea multe filme de-astea polițiste, criminali. Numai la de-alea mă uit. Numai, cum mă vezi tu așa cu floricele, dantenuțe și alte, numai la de-astea mă uit. Când am venit aici la mine la studio, un hol lung așa pe care trebuie să mergi da. Și genul ăla de hol pe care mergi înainte să fie răpit. Mie mi-a plăcut? Fost frumos? Și de asta i-am și zis, stai liniștită, nu se întâmplă nimic, ești în siguranță. Fix asta ar zice și un criminal în serie. Îi știu pe aia, știi cum, dacă vrei să vorbim vreodată, mă chem la un podcast de sunt criminali în serie. Mamă, da. A, sunt. Deci încă o dată sunt și mai uimit acum că aflu că tu faci singură totul. Tu, da. Tu cu iubitul tău și cu fratele tău când da. Nu descoperi să gagicile. Da, da, da. Sau mama, ți-am zis că da, mai sunt călătoam. Mama, deci da, o afacere de familie. Prietenă. E o afacere da. De familie. Da, cool. Deci,
Vreau să te întreb chestia asta cu de ce nu pui content și pe TikTok, că am văzut că nu știu. Chiar am intrat și am zis, bă, chiar bă, nu e pe TikTok. Acum nu știu, dar toate gagicile din zona asta de așa sunt acolo. Știu. Nu exclud total. Adică probabil va veni un moment în care o să mă lovească ceva în cap și o să zic, frate, vreau și în partea ailaltă. Poate va veni, dar la momentul ăsta, n-am timp nici să trec strada, ultimul lucru de care am nevoie este să mai pun conținut și acolo. Că este și asta o problemă, că eu n-aș face, știi, cut-uri din ce am deja. Vrei și să faci conținut original. Să fac altceva, da. Nu, am. Păi mă, poate să delegi chestiile pe care poți să le duci și după aia, da. Și eu vorbesc care fac, la fel sunt. Bun. Eu acum trebuie să mă văd la ce întrebări rămăsesem, știi, că am trecut pe mai multe, știi? Uite asta cu trei ponturi ca să-ți iasă conținutul cum iese Andrei Balaban. Mamă. Păi caut sirenă o săptămână, îți dai seama, caut coada de sirenă până când îți vine. Research, cred că ăsta e... Research, primul lucru, să faci temele foarte bine în avans, studiezi clientul, studiezi produsul, asta dacă e vorba de o campanie plătită. Dacă nu, te gândești ce vrei să faci cu chestia aia. Pentru mine, cele mai mișto lucruri este momentul în care e totul planificat, în avans. Deci stau și mă gândesc locul, ora, cu ce mă îmbrac, plan B în cazul în care se întâmplă să fie X, Y, Z, totul. Mamă, foarte planning. Bine gândit. Da, e o construcție acolo și mie tocmai asta îmi place, că de la o idee, de la o tâmpenie din capul meu, de la o sticlă, un ambalaj pe o sticlă, s-a concretizat în chestia aia și toată munca asta, știi, luată așa de a fi rapăr, da. Detaliu ăla cu ăla cu ăla, e ca un puzzle și în momentul în care obții imaginea finală, da, cântă îngerașii. Fix așa. Da. Și alte ponturi? Alte ponturi. Păi, deci ai sunul? Încă două. Da. E importantă și aparatura pe care o folosești. Știu că există peste tot ideea asta că e mai important ce transmiți, că e importantă lumina, ok, dar dacă te uiți la fotografii profesioniști, de exemplu, ăia nu lucrează cu săpuniere, nu pozează cu iPhone 14. Are și ăla rolul lui și ies niște chestii foarte mișto, dar cred că oricum, dacă încerci să faci chestia asta, în timp o să-ți dorești mai mult și mai mult și nu o să mai fii mulțumit cu calitatea pe care o ai. Sfatul meu pentru început ar fi nu să te arunci la, nu știu, o aparatură super profi, ceva care îți și depășește bugetul, dar să încerci pe cât posibil să te educi în zona asta. Dacă, să vei mai mult. Da, iPhone-ul este ceea ce poți tu acum, e perfect ok, dar învață să-l folosești ca lumea. Adică nu te aștepta și gata. Aia e, știi? Deci trebuie să înveți să folosești aparatura pe care o ai. Educă-te în sensul ăsta, învață ce înseamnă nu știu care chestie, care-i treaba cu obiectivele alea, testează pe cât posibil. Cred că te așteaptă băieții la F64 ca pe pâinea caldă, să te joci cu ele, efectiv, ca să, da, să știi ce face fiecare articol. Deci educația cred că e super importantă. Să știi, să mânuiești aparatura pe care o ai. Iar cel de-al treilea pont, să nu-ți fie teamă să faci sirene. Știi? Adică mulți ne blocăm, cel puțin pe partea asta de foto, în momentul în care suntem priviți sau suntem într-un loc public. Există așa o teamă... Ce o să zică lumea? Ce o să zică lumea? Se uită la mine, ia te intimidează... Pe... Da. La final, când ajungi acasă, contează ce ai tu acolo. Ăia pe care i-ai văzut pe stradă, poate, și te priveau cumva într-un mod bizar, sunt oameni cu care nu te vei mai întâlni probabil niciodată în viața asta. Deci tu concentrează-te pe ceea ce ai tu de făcut și lasă ce o să zică, lasă dacă e prea mult, lasă dacă e prea nebunesc. Poate o să fie, dar dacă vrei să faci o diferență și să nu fie ceea ce face toată lumea, trebuie să încerci să ieși cumva din tiparele astea. Da. Nu prea cred că mai e cum să fiu neapărat original în ziua de azi, că s-a făcut cam tot ce se putea și cine vine și zice am inventat este ideea mea, nu, s-a făcut, sigur, s-a făcut într-o altă formă, s-a făcut într-un alt loc, s-a făcut, dar e o diferență între a face același lucru de 1.000.000 de ori și a face același lucru de 10 ori, să zicem, în interpretarea ta, în cheie personală, și cheia asta personală cred eu că vine în momentul în care ești dispus să depășești un pic contururile alea care super sunt deja sfat. Deci trasate. super, din ăsta o să fac un TikTok. Super șmeche. Da, apropo de aparatură, ce folosești? Canon și Sony. Am trecut recent pe Sony, din decembrie am schimbat, cel puțin pe partea de video, pe partea de foto, eu rămân fată Canon dedicată de când am luat super scula de 1200 de lei. Nu reușesc încă să trec la Sony și pe partea de foto, mi se pare Canon că e mult peste, dar la video Sony mă ajută foarte mult. Și tu mergi cu două camere după tine în două camere, călătă. Două obiective, trei obiective, trepied, microfon. Și când, să zicem, când mergi cu iubitul, te mai ajută el. Care, săracu?
Dar care... când te duci singur în peristripuri? Răni. 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 Umeri. Da, am rucsac. Da, da, da. Și tu cari singur două camere, da. Care, mă rog, acum sunt mai micuți, dar obiectivele la Sony nu sunt deloc micuțe. Deci ce obiectiv are acolo? De asta nu mi l-am luat, mi-am luat altceva mai micuț, că eu, ca bărbat, adică am același aparat, dar nu am același obiectiv din cauza greutății. Da. Și eu, ca bărbat, am zis nu și tu umbli cu chestia aia după tine. Da. Da. Da, pentru că e calitatea pe care mi-o doresc. Acolo aș putea și nu cred că mi-ar bate nimeni obrazul, nici timbalabana ai mei, nici da, normal. Ce prestrimă. Dacă ai face un downgrade, dacă, deja, ca să fie mai... Adică nu zice nimeni, bă, nu ți-e rușine, ai făcut cu iPhone-ul. Nu cred că mi-ar zice nimeni nimic, dar mă simt eu, adică mă frustrează, zic, uite, am avut spațiul ăsta frumos, peisajul ăsta minunat și eu am făcut poză cu iPhone-ul, dar sunt nesimțită pe bune. Încă o chestie pentru care cred că am făcut podcastul ăsta, Georgia, nu o să fie, vezi ce am spus eu, poze cu aparatul Marian și am scoat în telefonul, mă... Okay. Dar sunt și oameni pentru care așa funcționează cel mai bine și așa se simt ei, da. Și e ok în felul ăsta. Nu sunt eu o literă de lege sau etalon în standardele fotografiei, dar pentru mine așa e cel mai ok. Și se vede de ce e ok, adică se vede rezultatul și felicitări încă o dată. Faceți un shot game, dați cât un shot de câte ori am zis eu felicitări. O să vă faceți... L-am plătit, mangă. Nu, e clar că urmează să-i dau plicul după ce plec de aici, e logic. Hello. Uite, sunt curios o chestie, de ce nu prea te vede lumea la TV? Că acum ai văzut, e marea migrație a creatorilor de conținut digital only în prima fază spre TV și viceversa. Aia de pe TV acum vine ei să mănânce aici, știi? Știu. E o mare împreunare. Am văzut, suntem o familie mare și fericită. Da, exact. De ce noi? Că bănesc că primești invitații la nu nivelul. Mă vrea nimeni. Nu mă vrea nimeni. Cine ar vrea? Da, da. Nu, mie bine în bulicica mea acolo. Nu sunt sălbatică, adică îmi plac oamenii, ți-am zis, cu ai mei, așa de dimineață până seară și chiar asta fac când mă văd cu ei. Dar ca eu să am, uite, chiar și interacțiunea asta pe care o am acum cu tine sau ca să mă duc undeva, trebuie să mă simt bine, trebuie să simt că mi se potrivește locul respectiv. Nu știu, nu pretind că sunt eu atât de specială și atât de minunată încât nu există loc în televiziunea asta să mă duc. Da. Dar nu cred că am găsit încă poziția suficient de confortabilă pentru mine cât să mă duc acolo, să zic XYZ. Și mai este un aspect, că nu mă duc niciodată într-un loc în care mi s-a făcut rău. Sau am fost vorbită de rău, sau, nu știu, într-o formă sau alta. Adică acolo unde am fost cuipată, eu nu pup vreodată. Dacă vrei, îți dau și detalii. nu zic că s-a întâmplat prea des, dar au fost astfel de situații, locuri în care imaginea mea nu a fost prezentată favorabil și unde ulterior, ca și când nu s-a întâmplat nimic, am fost chemată să XYZ. Nu am ce să caut acolo. N-ai cum să mă cauți în primul rând, că nu poți să te aștepți de la mine, cel puțin, la un răspuns pozitiv într-o situație de genul ăsta. Ok. Eu am vorbit în trecut în podcast despre Andreea, dar am subliniat tot timpul că sunt fanul ei. Am avut o discuție la un moment dat, dar... Nu, am zis că asta, știi, ca să... Da, poate cuiva i s-au aprins beculeți. Am profitat de această pauză de bărfă ca să încadrez cât de cât ok. Da, mai am de învățat pe încadrez să fiți blânzi cu mine. Singur fac totul aici. Da, confirm. Am vrut să-l ajut și a zis nu. Am vrut și să-l încurc și a zis nu. Să-mi dai numărul feratelui tău. Poate vine să mă ajute și... Măi, da, e un băiat așa de bun. Avem gagici. Bun, mai lămuriști cu asta. Foarte bun, așa. Uite, asta e o întrebare și îmi spui dacă vrei să răspund la ea sau nu. Așa. Cum te-ai rămas independentă și n-ai semnat cu nicio casă de management? Că eu, din câte știu, nu ai semnat cu nicio casă de management. Nu, n-am semnat cu nimeni. Nici nu cred că o să semnez vreodată. Nu știu, cred că eu mă reprezint cel mai bine și eu știu cel mai bine care mi-e interesul și la fel, având paranoia asta a mea, ți-am zis de trebuie să fie totul așa cum îl văd eu. Dacă să ai controlul, adică. Da, să am eu control. Sunt un pic de control fric, recunosc. Încerc să mă vindec de chestia asta. Nu prea mi iese. Dar nu știu dacă aș putea să las pe cineva să vorbească în numele meu. Că eu știu cel mai bine ce vreau să fac, ce nu vreau să fac, unde e control, unde nu... mai bine vorbești cu mine direct. Chiar dacă există un intermediar, de multe ori e agenția între mine și client. Da, normal. Dar prefer să vorbesc eu în numele meu. Și eu știu cel mai bine ce am de zis. Deși, da, mi-ar ușura munca pe de-o parte, că e toată hârțogăraia aia din spate despre care oamenii nu prea știu câte tâmpenii sunt în spate, care nu sunt conștientizate, că majoritatea au senzația că am făcut postarea respectivă, a intrat banul, la revedere. Ce da, vorbești? Direct acolo, pe loc, pe platou, a venit cineva cu valiza și... Nu, că am avut situații de a trebui să intervină avocați, că nu erau...
plătită la timp. Știi și tu foarte bine tot. Eu aici trebuie să-i mulțumesc Georgiana, că ea este șefa la bani la noi. Așa, tot timpul zic, acum intră Georgiana, că ea e șefa la bani la noi în familie, să-i dea Dumnezeu sănătate, la acte, la tot. Foarte bine. Da. Foarte bine. E important acest aspect cu să ai oameni care să te ajute pe diferite paliere. Da. Și eu cred că tu în momentul în care o să găsești un mix, în primul rând, ce se aude? Probabil mașina de gunoi, ceva. Bă, băiete, ce e la noi aici, la mine, trebuie să schimb studioul ăsta. Da, nu, e foarte frumos. Vreau să zic că în momentul în care te vindeci așa puțin de control freakness-ul ăsta și începi să mai delegi puțin pe aici pe acolo, uh-huh, și o să ai din ce în ce mai mult timp, o să faci niște chestii. Posibil. Știi? Da, nu resping ideea, nu resping complet, doar că nu găsesc atât de ușor oamenii pe care mi-i doresc eu, pentru că sunt... Da. Nu, cred că Georgiana tot timpul îmi zice și mă aseamănă cu tine, căci că sunt gemeni, căci că de-asta, așa sunt gemeni. Ești gemeni tu? Da, pe 1 iunie sunt născut. Și eu pe 29 mai. Da, deci probabil că de-asta, dar nu cred, eu nu cred în zodii, dar când văd asemănările astea, la modul, oh shit, e posibil să fie așa. Neti Sandu, te pup! Mi se pare foarte tare că tu știi că eu sunt gemeni. Georgiana mi-a zis. Uite, mă! Georgiana mi-a zis că ea mi-a zis că da, semeni foarte mult cu ea. Nu știu dacă e un lucru bun, dar având în vedere ce discuții avem astăzi, e un lucru bun. Eu adică... sunt fericită, nu mă plâng în nicio formă. Suntem bine, suntem bine de tot. Și care e faza că ăsta e un defect calitate, să luăm așa, știi? Adică e un defect care, da, poate e stresant pentru unii uneori, dar până la urmă ne face să fim oameni mai buni, să ne dorim să fim mai buni în ceea ce facem, să avem controlul ca să ne implementăm ideile și, nu știu, să lăsăm amprenta cât mai puternică a noastră, așa știi? Este. Ce e un lucru bun, dar da, pentru cei din jurul nostru uneori e greu. Da, așa este, așa este. Da, deci cum am zis, defect calitate. Da, exact. Am inventat o chestie asta. Cel mai important lucru pe care l-ai învățat de când ești creator de conținut? Sau primul care îți vine ție în minte acum, că de obicei ăla e... Da, răbdare. Știi că lucrurile nu se întâmplă peste noapte. Nu poți să crești așa deodată. Sau dacă e să fie să crești peste noapte, se desumflă balonul ăla. S-a umflat odată așa mult și frumos, bum, nu ori explodează, da, ori se desumflă într-o formă sau alta. Trebuie să am răbdare ca lucrurile să se întâmple, pentru că tot parcursul meu a existat evident și momente de frustrare, de nervi, de băi, dar de ce nu e aia, de ce nu e ailaltă, eu de ce nu sunt băgată în seamă acolo, de ce e nu știu cine. E firesc să existe și clipele astea și îți spun anii ăia primii, ți-am zis 6 ani cât am avut eu în care nu s-a întâmplat nimic. Aveam momente în care îmi ziceam, mai bine dorm eu niște ore în plus sau fac altceva decât să mă concentrez aici. Da, se creează frustrări pentru că luase amploare industria asta la noi și vedeam alte persoane care făceau cu totul altceva și echipe în spate și totul super bine gândit. Eu am pornit fix de la zero fără să am habar de absolut nimic. Aici poate că a fost greșeala mea că nu m-am educat la timp. Dar aveam senzația că, nu știu... Hai, acum trebuie să se întâmple. De ce nu se întâmplă? Că am făcut și eu. La fel de bine sau poate chiar mai bine. Mie de ce nu mi se întâmplă? Da. Și în timp așa am înțeles că stai un pic, toate la timpul lor. Tu fă-ți treaba ta, educă-te pe cât posibil, concentrează-te pe ce ai tu de făcut, lasă ce face XYZ, că nu este relevant, nu o să te ajute absolut deloc în parcursul tău ce face XYZ și o să vină toate la timpul lor. Și au venit. 6-7 ani mai târziu, mi-au crescut și mustăți până... Am ajuns acolo. De bună asta, cum să ți e pisicară. Deci da, îi plac pisicile și mie. Și căței, dar am, da, la Buzău să știam de toate și aș avea și aici toate urătăniile. Chiar am un plan cu o prietenă, când ne îmbogățim noi, facem un adăpost și luăm tot. Vulpi, struți, iepuri, chiar dacă se mănâncă între ei, vedem, găsim o soluție. Uite, aici se merg foarte bine cu Georgiana, ca și ei Georgiana, la fel. Toate animalele, deci cel mai mare fan animale de pe planetă. E... O luăm cu noi la corporație, la asociație. La asociat, gata, o luăm cu noi. Eu mă uit ca să mai selectez încă o dată asta cu timpul ca să nu am surprize, că da, nu mai filmează. Treabă. Uite, apropo de făcut singur toate lucrurile. Știu. Clar am nevoie aici în studio de un om care să mă ajute cu chestiile astea, știi? Știu ce zici. Uite, mie mi se întâmpla mai de mult acum mai rărit astea, filmam 3-4 ore pentru un clip și nu porneam sunetul, butonul de la sunet. Vai, de cap, nu am pățit chestiile astea. Până s-a inventat Rode VideoMic Pro care pornește toată cu camera.
N-are baba. Nu știu ce zici tu. Acolo la mine e cu buton. Am văzut că tu acum nu folosești microfon extern. La ăla nu. Asta mai lipsea la câta cărămida e. Nu, la ăla nu. Îți arăt niște microfoane acum. A? Facem aici. Scoate băiatul. Facem combinații. Ridic por bagajul. Parfumuri, parfumuri. Exact. Avem și geacă din Turcia. Ați spus, sunt niște microfoane de la Sony, pe care okay. Nici nu am nevoie de baterie. Intră fix acolo unde pui blitzul normal. Aha. Și se conectează direct. Nici măcar cablul nu folosești. Doamne ajută. Deci e tuț, tuț. Ar fi bine. M-am vindecat de asta, dar am avut mulți ani în care vorbeam ca nebuna cu orele și mă trezeam că nu se aude nimic. Postează ăla. Știu. Știu. Salut. Știu. Știu. Eu mai făceam uneori, Caterin, că nu atât de mult, cred că aveam gen 5 minute sau 2 minute în fără voce și pe aia trăgeam eu voiceover. Hey, ăsta este momentul în care fraierul a uitat să pornească, da. Ce poți să mai faci? Da, da, e drăguț așa, când îți asumi greșeala și o dai la modul ăsta amuzant, e perfect ok. Nu ce poți să mai faci? Da, una e soții 5 minute și alta e soții o oră. Vai de cap, care, îți dai seama. Plângeam, aveam un psiholog scria pe mine, da, psihiatru direct. Ok. Mamă, ce bun a fost sfatul ăsta. Adică lucrul ăsta pe care l-am învățat e răbdarea, cred că asta îi spun și lor Arăși care mă aștept pe necoeditul și el e pe TikTok și alea așa și își dorește să crească, să aibă campanii și zic, bă, răbdare, că noi ăștia bătrânii cu asta am ajuns unde suntem, știi? Da. Uite, sfaturile le-ai dat, că asta era o întrebare. Ce sfaturi ai dat cuiva care vrea să se apuce de creat conținut pe internet? Ai dat cele 3 ponturi, ai dat, mi se pare că, nu știu dacă mai e ceva. Bine, și mai e investiția în comunitate, adică să vorbești constant cu oamenii, să te intereseze în mod real de ei, nu doar de ce faci tu și de cât de minunat și fabulos ești tu și cât de mișto arată conținutul. Eu văd chiar și la noi, sunt unii, au conținut, arată, băi, fabulos, deci se vede calitatea, că e investiție și muncă acolo, dar la nivel uman, interacțiune cu omul, zero, blank, deci nu-mi transmite absolut nimic. Și sunt oameni pe care eu îi urmăresc sau nu, strict din raționamentul ăsta. Deci mă uit la tine că îmi place mult ce faci vizual și te admir din punctul ăsta de vedere, dar tu ca om, pentru mine ești un contur gol. Deci nu-mi transmiți absolut nimic. Și cred că e importantă și componenta asta dacă vrei să-ți construiești comunitatea. Așa-i. Să interacționezi cu oamenii, efectiv. Sunt total de acord. Să transmiți ceva. Eu am o regulă la mine în conținutul meu, după orice clip pe care îl pun, sau poză, omul trebuie să rămână cu o informație. Uh-huh. Adică, mă rog, la poză e mai greu, dar acum încerc și o să mă educ să scriu mai mult, cum faci tu. și, dar pe video tot timpul, bă, omul vreau să rămână la final. Uite, am luat ceva de la Facebook ce mi-a plăcut. Am, chiar dacă, păi vin comentariile că te-au plătit. Normal. Eu tot timpul zic, bă, hai, lăsați că știm. Exact, știu eu mai bine, știi? Am văzut eu factura, am văzut eu contractul, știi? 90% din chestiile pe care le recomand sunt moc, adică le recomand eu pentru că le folosesc și cumva așa și creez încredere că oamenii care mă urmăresc apoi vor lua și chestiile pe care le promovez și am fost plătit. Dar știu că alea sunt chestii pe care le folosesc, știi? La rândul meu. Aici e, e o luptă foarte... Da, știu, e o problemă care apare inevitabil, adică și la mine și o văd la mulți oameni că, ok, promovez niște lucruri, dar sunt foarte multe pe care le iei tu, natural, am dat eu cu banii mei, cu cardul meu, ca să cumpăr lucrul respectiv. Eu, dacă încerc să promovez ceva ce am cumpărat eu de la mine, există întotdeauna riscul să fiu criticată sau bătut obrazul că nu, că te-au plătit. Mă, dar nu m-au plătit. Zic că îmi place mie, adică am și eu dreptul, pe lângă ceea ce brandurile cu care colaborez, am și eu dreptul să-mi placă și alte lucruri, știi? Și să vorbesc despre ele, că până la urmă așa am început. Până când m-a băgat în seamă nu știu care brand, am plătit și în continuare plătesc de-mi vine rău pe niște chestii și le promovez. Sau, nu știu, dacă mă încalz cu o chestie sau m-am îmbrăcat cu o chestie și i-am dat tag pe poză, m-a plătit clar. Păi da, dar nu e nimic în text, adică mi-aș dori, îți jur, deci mi-aș dori să ajung în acel punct în care să fiu plătită pur și simplu că port o chestie și e un tag. Da, dar da, nu merge așa da, și știi da, și tu da, foarte da, bine da, că nu-ți dă da, nimeni, da, nu știu, dacă e Shakira, ok, dar da, nu da, sunt. Corect, nu, relația între noi și branduri nu funcționează așa pur și simplu în bătaie de joc, având o chestie pe noi sau, uite, undeva subtil, nu știu, uite, ăla scrie KFC pe el, să știți. Da, e colonelul, eu am lucrat cu KFC foarte bine în trecut și... E clar că ăla e acolo, că ți-au dat banii dar acolo. Dar sunt fan KFC, adică sunt fan. Nu, tu ești plătit să-l ții pe ăla acolo acum. Și DJI-ul ăla din spatele tău, Canon-ul clar, aici, Jordan-ul. Clar, da. Până și mie mi-ai dat bani să fiu aici. Da. Iată. De fapt, ea m-a plătit pe mine să fiu aici. Da. Da, deci asta e o chestie foarte interesantă cu... Ai punctat o chestie foarte tare în care mă regăsesc. Băi, noi am pornit chestia asta fără
să avem pretenții financiare. Eu primii bani am făcut după 4 ani sau ceva de genul din blog și a fost, nu mai știu, o chestie pe foarte puțin bani și... Nu merg de neap, da. Ceva de genul. Da. Dar ca lumea așa, după vreo 6 ani și la mine a început treaba, știi? Dar eu când am pornit blogul ăla, l-am pornit cu gândul să expun viața mea, să vin cu recomandări, unde am mai mâncat, unde am mai băut, ce am mai văzut, ce film am văzut, să le recomand oamenilor, să le fac oamenilor viața un pic mai bună, să-mi aduc și eu acolo aportul, știi? Nu m-am gândit niciodată că o să fac bani din chestia asta sau că ăsta va fi jobul meu full-time. Da. Da. Și oamenii care te descoperă acum de curând sau te-au descoperit acum un an, doi ani, nu știu background-ul ăsta, că tu făceai asta când nici nu te gândeai că o să faci bani din asta și nici nu voiai să faci bani din asta. Era pasiunea ta, era pasiunea ta. Și de-aia noi în continuare suntem aceiași oameni care au început atunci, noi facem asta la fel, că cu gândul, bă, uite ce am făcut. Dacă mai în ecuație mai vine și colonelul Sanders și zice, ia și tu acolo bani de ciungă, te-am pupat, perfect. E perfect, da. Happiness, știi? Da, aici e lupta și să înțeleagă oamenii din comunitate, dar nucleul va înțelege. Iar la tine, nucleul e un nucleu foarte generos care e acolo lângă tine și se vede. Adică la întâlnirile tale la Sam Plața, de se blochează Sam Plața și toate chestiile astea, te pup, știi? Adică timba la bani e, și nucleul e forță, știi? Acolo e, da, acolo e, pentru ei fac. Așa cum ai zis și tu, contează mult interacțiunea aia pe care o ai cu oamenii și plăcerea care într-adevăr se vede. Noi avem avantajul ăsta că am pornit dintr-un punct în care habar n-aveam cu ce se mănâncă și era pură pasiune. Cu ce se mănâncă și dacă se mănâncă. Și dacă se mănâncă, exact. Și se vede chestia asta când o faci strict ca să obții diverse foloase sau dacă o faci pentru că îți place. Pentru că îți și place, poftim, ca să-i împăcăm și pe ăștia. Eu îmi dau seama clar că apar atâția oameni. Nu știu, mi se pare că e ziua și creatorul, ziua și creatorul, apare câte unul. E cel mai competitiv domeniu din lume ăsta în momentul de față. Și îmi dau seama, urmărind așa, uitându-mă, analizând, mă rog, poate superficial, unde este într-adevăr pasiune și făcut pe bune și unde este făcut strict din raționamente financiare. Și nu critic, Doamne ferește, că nu sunt eu instanță morală să mă apuc să zic, exact, fă business, fă miliarde dacă vrei. Dar sustenabilitatea vine din pasiune. Pe termen lung, oamenii nu se raportează la tine că le vinzi tu nu știu care produs, ci pentru ceea ce îi faci să simtă. Și nu poți să faci chestia asta vânzându-le în mod constant. E foarte important și conținutul ăla pe care îl faci în care nu vinzi nimic. Da. Știi, ăla natural, organic, care n-are nicio treabă cu ceea ce promovezi. Și te mai uiți așa la om. Uite, eu mă uitam, deci eu nu monetizez YouTube-ul. Eu n-am niciun leuț pe care l-am scos vreodată din chestia. Pe bune? Da, eu nu am monetizare. La mine n-apar reclame. Dacă ai răbdare o oră și să te uiți pe YouTube, eu nu pun reclame. De ce? Că mă enervează. Când mă uit la nu știu ce și mă prinde subiectul și îmi întrerupe punga de chipsuri în mijlocul subiectului, mă apucă nervii. Și mă gândesc cum ar fi... Tu ai vreo 100 de milioane de vizualizări. Dar nu am pus. Tu știi câți bani făceai din asta? Da, pentru că sunt o nenorocită care nu vrea decât bani. Da, exact, exact. Știi de ce mi-am pornit o monetizare pe YouTube? Că la fel am avut și o chestie asta până acum 3 ani, mi se pare. Mi-a scris cineva un comentariu și mi-a zis, bă, tu dă drumul la monetizarea aia, că nu e de banii pe care îi faci. Sper că vor fi bani de buzunare. Fă-i pentru că dacă YouTube nu face banii cu tine, nu-ți împinge clipurile mai departe. Serios? Bam! Și mi-a picat fisa. Și din momentul în care am dat drumul la monetizare, a început să meargă mai bine clipurile. Pentru că YouTube, interesul YouTube... Băi, atât... Coai, înțelegi? Mi-a scăpat un coai, îmi pare rău. Dar ipotez nefiltrat. Da, înțelegi? Deci atât de simplu a fost și eram... Bă, și era în fața mea și gândește că sunt om de comunicare în social media din 2010 și blogger din 2009 și nu mi-a picat fisa, era în fața mea, nu vedeam pădurea de copaci. Și momentul în care am dat, adică nu e despre bani, că bani, repet, acum, da, fac niște bani, cum zic, sunt banii de buzunar, cu aia îmi plătesc părentul, îmi plătesc la mașină, sunt buni, știi? Da. Dar adevărații bani se fac din colaborările cu branduri, evident, dar te ajută din punct de vedere al pușului din partea platformei. Dacă nu faci bani cu tine, de ce să te împing? Da. Ok, ești drăguț să faci clipuri lungi, oamenii stau acolo engaged, dar nu fac bani cu tine. Da. Știi? Așa. Dar nu m-am gândit niciodată din punctul ăsta de vedere. Eu am încercat întotdeauna, știu că o să sună clișei și ca și când le-am gândit de acasă, dar am încercat întotdeauna să fac conținut care să nu supere, să nu deranjeze, să nu, nu știu, vreau să uiți la mine de plăcere, nu să te enervezi, nu să ai... Și m-am gândit întotdeauna la om să se uită acolo că îi place. Sunt total de acord cu tine. Știi? Și mă gândeam și tot tu primești comentarii de alea. Sigur te-au plătit aia. Da, plecasem de la asta. Știi că eu câte clipuri am făcut pe 2023 până acum,
cred că am, nu știu, una, două sponsorizări pe toate și nu știu câte sunt, că nu le-am numărat, dar postez de două ori pe săptămână. Restul de conținut pe care eu îl fac, nu iau un leuț pe el. Că îl fac pentru că ăsta este programul pe care mi l-am stabilit, oamenii așteaptă ceva de la mine și chiar îmi place să-l fac. Și am, într-adevăr, și momente în care nu am chef, nu am stare, am probleme, nu sunt acolo, dar în majoritatea cazurilor îl fac. Recent, chiar explicam în ultimul vlog pe care l-am postat, că au fost niște întârzieri în ultima lună, că n-am putut să postez la 7, am postat la 9. Și erau oameni care m-au bătut obrazul că la. Mai pățin și o chestie asta, că da. Am avut o perioadă foarte dubioasă în ultimul timp, nu am reușit să mă organiz conținutul și mai vin oamenii în coment. Da, mai, fix așa, în mesaj, da, mai postăm și noi ceva? Drăguț! Mai punem și noi, dar împreună, știi, că da. Vorbim la plurie, că ne înglobăm pe amândoi acolo, știi? Da. Facem și noi ceva? Exact. Un platoaș? Eu încerc să iau cumva pozitiv, că dacă nu le-ar plăcea și n-ar fi interesat, n-ar zice chestia asta. Și mai bine să zică decât să nu. Da, dacă nu zice nimeni, e clar că nu dă nimeni doi bani. Exact. Pe de altă parte e foarte multă presiune. Și adică eu nu îmi permit neapărat într-o zi în care nu am chef sau nu știu, câteva zile în avans, oamenii au senzația că se face așa în 5 minute, l-ai postat și la revedere. Păi, asta nu e muncă, nu? Da. Cum am stabilit. A, bine, clar, du-te-mă, du-te la muncă, lasă-ne. Am perioade în care nu am timp să mă organizez cu toate cele, să editez, să pun tot planul la bătaie, că pentru multe clipuri e un research făcut înainte, nu sunt toate daily vloguri în care filmez ce mi se întâmplă într-o zi. Dar sunt perioade în care nu-mi arde și eu nu-mi permit neapărat luxul de a spune n-am avut chef azi. Să știi că asta e o chestie foarte periculoasă care de obicei duce la burnout. Știu. Am fost acolo. Și eu. Eu am făcut 1000 de zile vloguri fără pauză. Da. Psihopat. Cred. În toată regula. Burnout. Da, burnout. Știu. Foarte greu. Așa sunt eu în decembrie când am vlog, mă sun fiecare zi câte un vlog care mă distruge. Deci eu ies de acolo așa. Când am ieșit din vlog, mă stânga-dreapta. Că nu e doar vlogmasul, adică nu fac doar atât. Mai e și proiectele, mai e și sirene. Mai am și altele de făcut, mai am și o bătătură pe acolo. Plus viață, plus plătește curentul de-astea, adică mai activități niște chestii, umane. Da, pe lângă astea. Da, eu sunt total, cum să zic, sincronizat cu tine pe tema asta și înțeleg cât de multă muncă e și cât de complicat e. Cred că sunt de părere că în primul rând trebuie. Și mi-o zic și mie, că o zic ca să o aud și eu încă o dată, să mă aud vorbind și să delegăm cât mai mult ca să putem să facem doar acele chestii care ne plac, adică nucleul ăla, core-ul ăla, știi? Uh-huh. Ca să nu ajungem din nou, sau eu în cazul meu, că nu știu, poate tu ai avut, știu, dar așa, burnout, și să evităm fenomenul de hamster wheel, la modul... Trebuie să pun. Deci așa sunt. Eu am mai rămas cu sechele după mie aia de vloguri fără pauză, știi? Dacă nu, deci n-am pus nimic ieri pe canalul, pe canalul Ionești de familie, marțea, joia, sâmbătă. N-am pus nimic joia. Uh-huh. Bă, băiete, tu știi ce e în sufletul meu? Cred, știu, înțeleg. Vai perfect. De capul meu, parcă... Știu. Oh. Știu, exact la fel mă simt și eu. Și nu s-a dărâmat pământul că n-ai postat. Știu. E ok. Vor supraviețui cu toții. Da, știu, adică... dar e presiunea pe care o pui tu. Da, că ești conștiincios și ești acolo. E ceva incredibil. Da. Uite o întrebare. Deci noi încă suntem la profesional, n-am auzit la personal. Da, nu știu. Abia să ajungem la personal. Dar uite, zic rapid pe asta. Dacă mâine pică industria asta în care ne câștigăm amândoi pâine, ce afacere vei face? Ce vei face mai departe? Că toți au fetișul ăsta din hateri. Da. Abia aștept să pice internetul, știu. Du-te bă la coasă. Oricum nu ești în stare de altceva, vai de capul tău. Da, undeva în zona asta. Păi probabil că tot publicitatea aș face. Eu oricum fac niște chestii în direcția asta, separat de ceea ce fac eu aici. Sau turism. Că îmi place. Sau mi-ar plăcea, bine, eu, mă rog, cochetez cu ideea de multă vreme, să fac ceva pe partea asta de haine, de modă. Mi-ar plăcea să am o linie. Problema e că nu știu să croiesc. Am întrebarea asta. Când vedem hainele semnate de tine sau bijuterii? Asta e... Când găsesc și eu o croitoreasă care să poată să facă ce am eu în minte. Că eu am ideea și cred că aș fi în stare ai să machetez numele? Frumos. Am, dar nu zic că da, sunt. Da, normal, am curios, dar nu. Dar n-am croitoreasa care să pună mâna să facă efectiv obiectul respectiv. Dacă în acest podcast, dacă la acest podcast se uită o croitoreasă sau băiatul, fata unei croitoarese, col. Dați un semn, da, pe mail acolo, dați un semn neapărat. Așa să văd asta. Da, și mie mi-ar plăcea și să știi că îmi zic fetele de multe ori, de-a lungul anilor, mi-au tot zis, bă, puneți numele pe ceva, pe o cană, pe un pix, pe un calendar. Dar iarăși mă simt cumva, nu știu, e sindromul ăla al impostorului, cum adică să cer eu? Mă, eu nu le-am cerut, nu le cer like, nu le cer follow, la giveaway-uri când fac, eu nu le cer să-mi dea follow ca să câștige crema, cafeaua,
espresorul, dragi să-l pieptene. Nu le cer absolut nimic. Mi-ar fi, nu știu cum să-i zic eu, dă bani pe chestia asta. Nu le cer niciodată absolut nimic și poate pierd. Aveam discuția asta cu cineva care îmi spunea, da, fraierul, dar tu ești proastă până la urmă. Că ăștia care tot zic, nu uitați să dați un subscribe, dacă vă plac clipurile mele, ăia au întotdeauna de câștigat. Că din câți oameni se uită, bă, așa dau e. 5, dau 10, eu, sincer, dau. Eu fac asta și eu am început să mă educ la un moment dat, că aceeași dilemă aveam și eu, că nu vreau să fiu așa, dar până la început, dar nu se simte diferență foarte mare, așa, să știi că... Eu n-am făcut niciodată. Am și bulinuță de aia de apare, cu subscribe, dar nu, poate, dar nu e atât de mare, nu e sesizabil. Iar referitor la asta, așa sunt eu cu asta cu banii. Adică eu nu vreau bani de la comunitate. Da, nu clar. Am de la de partner și pe YouTube să dea ei. Nu fac live-uri de alea de TikTok să-mi dea bani, adică nu vreau. Și sunt oameni care îmi scriu, bă, dar dă-ne un Revolut, să-și ia Noel ceva. Da, și da, la modul, da. Nu, Doamne ferește, știi? Adică dacă de rău poate să te ardă o chestie de genul ăsta? Câte poți să-ți furi de la o chestie de genul ăsta? Că iei bani de la oameni, că de fapt asta te interesează, că asta a fost planul tău de la știi început. Știi care e faza? Cred că se mai focusa spre mult pe chestia asta. Ce ar zice lumea? Știi, apoi de ce spuneam mai devreme? Că până la urmă sunt oameni care vor să-ți dea niște bani ca să-ți îmbunătățești conținutul sau ceva genul. Eu nu am nevoie și am și zis asta că nu vreau. Dacă cineva vrea să-mi dea ceva, bă, cu banii pe care vrei tu să-mi dai, uite la ultimul clip de pe aici sau la pachet, du-te și mănâncă unde am mâncat eu cu Georgiana. Da, știi? Corect. Și bucură-te de viață. Fă-ți foarte viața corect. Un pic mai bună, asta e ideea, știi? Da, da. Dar în ultima perioadă am început să am o idee. Dar e o idee mai nebună. Așa. Mă gândesc să fac așa un nucleu al comunității care să susțină niște proiecte dili de ale mele. Adică, nu știu, dau un exemplu acum care nu e. Să mă duc să explorez piramidele din Egipt. Zic ca idee, dar... Sau, de fapt, nu e atât de... Să construiesc ceva. Uite, okay. Vreau să iau o Dacia 1310 de aia vechi și să o recondiționez. Uh-huh. Știi? Uh-huh. Și comunitatea să pună umărul la aia, iar după aia, după ce recondiționez, să o scol la licitații și banii să fie donați la o cauză nobilă. Foarte tare. Dar acum să mă ajute pe mine să fac un conținut pe care, în momentul de față, nu mi-l permis să-l fac sau da. Dacă l-aș face, ar... familia ar suferi sau n-aș plăti o rată la bancă sau ceva genul. Da, da, da. E o idee. Să fac un soi de cont de Patreon, nu știu. Mă gândesc, cumva să implic oamenii care vor să ajute să facem ceva, să ducem conținutul la un nivel mai așa. Dar e un gând. Da. Dar în niciun caz, pur și simplu așa, dați-mi cu trandafiri de aia pe TikTok ca să nu iau știu, eu... Ce-i cu trandafiri pe TikTok? Pe TikTok se fac live-uri. Așa. Și oamenii îți dau tot felul de coin. Ei cumpără niște coinsuri și cu coinsurile alea cumpără trandafiri, lămpi cu aladini, tot felul de chestii. Și există o chestie, un rechin, nu știu ce, care e 500 de euro. Dacă cineva îți dă rechinul ăla, sau nu știu ce chestie, ăștia încep pe live și fac, mamă, nu vine să cred, mi-a dat rechin, mă! E un fel de dedicații pe Edno TV, cum se dădeau pe vremuri, numai că acum se dau niște trandafiri, niște chestii. Și de ăștia fac live-uri și battle-uri. Noi doi putem să facem un battle pe TikTok, în care comunitatea ta să dea bani și care dă cei mai mulți bani câștigă. Și banii ai tăi rămân la tine, banii ai mei rămân la mine. Și fac tot, asta fac ăștia pe TikTok. Serios. Da, e un soi de, nu știu, video chat combinat cu dedicații, cu, știi? Și mamă, dar eu industrie, nu știu că fac 40.000 de euro pe lună din ăsta. 40.000 de euro. Și nu-și arată obiecte diverse, știi? Da, adică, da, da. Pur și simplu povestesc chestii. Sau... La noi nu cred că ar funcționa nicio formă ideea asta de Patreon și să cer bani. N-ar da lumea, în primul rând. La noi, comunitățile noastre puțin, sau... Nu, în România nu cred că ar da lumea. Ei dau trandafiri pe TikTok, eu vorbesc de România care da, fac mă, dar câți trandafiri să dai? Cât să dau suficient de mulți cât să... 40.000 de ori pe lună, 10.000 de ori pe lună. Sunt tot fel... Lumești. Nu plumești pe bune, să fac niște bani extraordinari. Și arată ăștia conturile și alea. Mie mai îmi ziceau fetele tot așa o idee de genul ăsta că eu caut de niște ani să mă mut, îmi doresc o casă de aia veche, vreau să renovez alte idei de genul ăsta. Evident nu-mi permit că sunt scump pe cadracu și la. Încotă eu cent eventual. Și, da, visez. Dar nu am o problemă, stau și sectorul 3 sau oriunde o fi, numai să fie ce vreau eu. Și îmi ziceau fetele că de ce nu deschizi un cont să donăm și noi, să-ți dăm ca să poți să iei tu casa respectivă. Doamne, dar nu mă mai spală nici apele Dâmboviței ce are și acolo să-mi fac eu casă pe banii lor. Asta ar fi. Eu aud pe asta că fac pe vizualizările lor, m-am dus în Maldive sau ceva de genul, știi? Clar, dar știam asta, Despre ce vorbim. Dar la tine nu se potrivește, că tu nu ai YouTube-ul ads. La mine pot să zic că am făcut un 2 euro sau ceva de genul din... Oamenii au senzația că orice, uite, eu că port geaca asta acum, sunt plătită să port geaca asta. Deci tot ce există în jurul tău, nu zic că pentru toată lumea, că sunt și oameni zdravi la cap, să nu ne înțelegem greșit. Marea majoritate. Majoritatea, și the silent majority, aia care nu comentează, dar stă acolo cu sufletul, știi? Da, mă mai întâlnesc odată cu ele pe stradă și îmi zic, băi, eu nu comentez, n-am zis un cuvânt, dar te urmăresc și știu tot ce faci, tu știu pisicile, știu ce coadă are râmpul, știu tot.
tot. Și am un respect fantastic pentru ei și pentru oamenii ăia, chiar iubesc pe oamenii ăia. Dar sunt și ăștia alți care au senzația că tot ce este în jurul tău este o construcție pur mercantilă, ca să... Așa este. Așa este, din păcate așa este. Și n-ai cum să scapi. Lupta noastră este să ne focusăm pe acei oameni care câștigă ceva din faptul că se uită la noi, pentru că pentru ei facem chestia asta și pentru noi. Eu mi-am recunoscut traumele din copilărie, faptul că nu am o parte de atenție în copilărie, da, asta fac acum ce fac, că vreau toată atenția din lume. Asta e realitate, eu mi-am recunoscut-o, adică nu e atât. Adică o fac și pentru, adică sunt pe principiu, tu mi-oferi mie atenția ta, iar eu ți-ofer ceva la schimb util. Să-ți fac gratuit, viața un pic mai bună. Eu nu-ți cer ție nimic, tu nu le cer lor nimic, adică ei au acces la tot conținutul tău în mod absolut gratuit. Da. Nu trebuie să-ți dea nimic în schimb. Și cum mai monetizez că vine KFC la mine sau așa, mai monetizez de la KFC. Exact, nu iau banii lui, știi? Evident. Sau de la stat. Eu refuz, adică au venit la mine un festival care mi-a făcut research-ul și am aflat că era făcut din bani publici. Și momentul în care am zis, te-am pupat, nu. Adică STB-ul venise la mine, nu știu, ți-mi minte campania STB, aia celebră? Care? Nu știu, campania STB a fost o campanie foarte cunoscută cu ceva timp cu Bromania, Mikey H și așa. Da, okay. Venise la mine și am zis, nu, și dacă acum Nicușor vine la mine, că atunci era Fierea, să zic că am zis nu pentru că Fierea. Dar nu, am zis nu pentru că sunt bani publici. Și Nicușor dacă vine la mine și zice, ia coițe, 1000 de euro și zici ceva, nu, ui, știi? Atât de simplu ești. Adică nu vreau banii voștri nici măcar aia pe care îi dați la taxe. Îmi dă colonelul, pupaia și bărbița lui. Nu-i problemă. Băiat fin. Da. Bun. Așa, personal. Mamă, deci, revista ta-i fasă. Hai să dăm o risetă aici, că schimb și bateriile. Mamă, ce-mi place podcastul ăsta. Gata, personal. Cum erai când erai copil? Mă jucam. Stai așa, scuze. Băi, deci sunt incredibil. Okay. Eu... zi ceva și după aia eu întrerup. Mai întreabă o dată. Okay. Cum erai când erai copil? Mă jucam, bineînțeles, cu păpușile. Aveam preș în fața blocului întotdeauna cu fetele de la bloc. Întindeam covoarele, efectiv, și ne jucam cu păpușile de dimineață până seara. Tu ai stat la bloc în Buzău? Da. Eu sunt copil fără țară. Eu n-am avut țară. Eu nu știu ce înseamnă țară, efectiv, pentru că toți bunicii mei, câți mai trăiau la vremea aia, erau la bloc. Că le-a dărâmat Ceaușescu casele și eram... Deși în Buzău a fost aceeași chestie. Da, okay, așa. Eram la bloc. În fața blocului, cu preșul de dimineață până seară, cu mingea, cu rațele și vânătorii, cu cheia de gât, adică exact generația anilor 90. Genunchii tot timpul zgăriați. Vai, steaua mea, eram de... Dacă te uitai la genunchii mei, rănene, crustă de aia de sânge întărit, cu pachetelul, cu Eugenia, îmi dădea mama 1000 de lei, era la vremea respectivă, am luat 2 Eugenii și știi că erau din alea duble. Erau un ambalaj lung. Transparent. Exact. Da. Și îmi luam... Snickersul săracilor. Snickersul copilării. Asta s-a putut și uite ce bine am ajuns. Doamnește. Mâncam 4 de alea, aia era masa până când ajungeam seara. Nici nu prea trebuia mie mâncare. Adică aveam treabă importantă, trebuia să mă joc. Nu stăteam să pierd vremea cu prostiile astea. Toate animalele din lume, bineînțeles, casa era tot timpul plină de purici, că le băgam în casă, mama era exasperată. Și dacă nu le băgam eu, bunicul, Dumnezeu să-l ierte, aducea toate orătăniile de pe lume, pisici, căței, ce prindea, cai, și de asta era mai greu, cu calul în sufragerie. Am văzut poze pe net și TikTok-uri, deci da, e posibil. Se poartă. Dar câini și pisici am avut tot timpul și bineînțeles că erau vai de capul lor plin de mizerie, purici, bătuți, la, îi luam pe toți în casă, umpleam casa de purici, ajungeau până la urmă, reușeam să le găsim așa familie, că n-aveam cum să-i păstrăm pe toți și după ce se făcea curățenie în casă și scăpam de purici, veneau alții și iarăși o luăm de la capăt. Deci părinții tăi au fost foarte răbdători cu tine. Da, chiar nu pot să mă plâng. Da. Sunt ei așa, dar în sensul bun. În sensul bun, da. Dar da, nu, chiar am o relație foarte ok cu ambii părinți. Ce frumos. Mi-am gândit că m-au zis niște mormoloci într-un borcan și m-au pus să iarăm la WC-ul. No. Nici măcar un mormolog n-am avut voie să am. Oh, îmi pare rău. Știu. Aveam gândaci de bucătărie. Mie îmi plac acum gândacii. Am niște bucurii la tot felul de broșe și chestii de-astea cu gândaci. Sunt fascinată de gândaci. Dar să știi că și în viața reală, dacă mișună unul pe aici, n-am o problemă. Deci adică Wednesday nu Adams. Nu fac crize. Stai. Da, ia-l, mângâi, ce faci, prietene? Hai să vă dau un KFC ceva. Sunt ok. Îmi plac chiar mult de tot animalele de tot felul. Și cum erai așa? Erai introvertă, extrovertă? Erai populară? Erai mai Am
avut o copilărie perfect normală. Cred că am avut și momente de introvert și momente de extrovert. Și chiar și acum e o combinație în capul meu. Da. Cred că e de la zodie, spun eu, că e de la gemeni, da? Că e latura aia care se simte bine ea cu ea. Exact. Și latura aia altă care are nevoie de oameni. Da, bați-mă în brațe, iubiți-mă. Băsesc cu style. Exact. Dă să pup bebeluși și toatele. Fix, da. Cam așa. Dar nu, am copilărit crescută pe lângă copii, pe lângă animale. Frate meu nu era atunci, că ți-am spus, e diferență mare între noi. Și am fost, până când a apărut el, copil singur la părinți. Dar și după aia când a venit el, erai deja, cât aveai? 10? 10 ani, da. Era măricică. Dar tot ai bucurat de prezența frățiorului. Da, cum să nu, cum să nu, da. Ai avut responsabilități să ai grijă de el, să dă dacă și alea, nu? Adică nu s-a pus presiune pe tine să deci norocoasă. Nu, în nicio formă. Că de obicei se întâmplă asta. Primul copil trebuie să-l crească pe al doilea și ceva genul, știi? Adică... Nu, mama și-a văzut de treburile ei. Nu, ce mișto. N-am avut asta, nu. Dar el oricum a fost un copil, și este un copil extrem de cuminte. Eu am fost mai cu capul. Eu am fost aia cu personalitate. Vreau creioane pe pereți acum. În timp ce el a fost un copil cu minte. Chiar n-a făcut prostii, probleme. Bine, nu că am dat foc la bucătărie, dar eu am mai avut momente de-astea în care mai spărgeam una alta, mai... M-a uitat Dumnezeu pe afară, uitam să... Că n-aveam iPhone. Copilăria frumoasă. Da. Se ieșea până când apăgeam. Vino în casă! Exact. Nu auzeam. Nimeni. Exact. Da. Care e cea mai frumoasă amintire din copilărie? Cozona cu bunica mea. Ah, cozona cu lapte sau fără? Cu. Aia, bine, mâncam și întări de 2 luni. Aș mai mânca și acum, dacă aș mai avea de unde, l-aș mânca piatră să fie, nu m-aș lăsa până. Deci când ieșeau tăvile alea și era cozona acolo cald, nu? Băi, simt mirosul nări câteodată, închid ochii și parcă simt mirosul ăla și cald, adică este și senzația aia tactilă, dar aroma, o simt în nări și parcă văd cum pudra zahărul deasupra cozonacului și crusta aia. Da. Era ceva care nu se poate replica. Mamă, ce... Deci, jur, parcă o retrăiesc și eu când o povestesc. Pentru că... Și cea mai mare bucurie era că erau tăvile alea clasice și mai făceau și în cănițe. Da, da, și ăla de căniță, de ți-l dădea ție, ca o brioșă așa. Hai de capul și de suflet. Da. De... Ăla să plec. Era, da, ce cuisine, ce plating, lasă-mă odată, dă-mi cozonac acolo, cal cu puțin lapte și gata. Ăla era, da. Mamă, ce frumos. O amintire neplăcută din copilărie? Mi-am luat odată o cafteală, da. Și că pe bună dreptate eu nu mai mi-amintesc. Doar așa foarte vag mai povestește tata că trebuia să plecăm undeva, nu știu, la o masă, o sindrofie de genul ăsta, erau ai mei invitați și mă îmbrăcaseră în alb. Foarte proastă idee, aici a fost vina lui. Eu eram un copil de 3, 4, 5 ani, nu știu ceva de genul, eram îmbrăcat în alb. Și la noi pe stradă, nu știu ce se întâmpla, se duseră cu smoală. Și mi-au zis de 1000 de ori, nu te du acolo, nu te du, nu e voie, stai cu mine. Unde crezi că m-am dus? Bam, în zmoală, evident. Și am stricat frumusețe de costumaș, care oricum, din ce mi-au povestit, fusese un efort financiar masiv, că nu provin din această familie de burghezi. Și am făcut costumașul praf. Și taică mi-o într-un moment de... Așa? Cu cureaua, cum se purta la vremea respectivă. Sau cu lingua aia de lemn, sau făcălețul. Na, nu. Aia, da, aia a fost. Deci nu pot să zic, vezi, Doamne. Dar nu te-ai ars sau ceva? Cred că ăsta era pe aricolul în zmoală. Că aia nu era lor de haină. Să știi că tu ți-ai luat-o pentru că puteai să... Să-ți dai pielea de pe tine, știi? Da, n-am nimic, adică zgrieturi de la pisici cel mult, dar a fost... Da. Aia a fost singura bătaie. E bine că nu ți-aduci aminte momentul în care ai intrat în zmolă, că aia era lăsă. Nu, ce trebuie, eu am decorat, am făcut acolo ceva frumos, ceva artistic, de atunci aveam apucături de genul. Deci, în continuare, vibe de Wednesday Addams. Da, deci, în continuare, gândaci și zmoală. Da, foarte frumos. Criminal în serie, că tot vorbeam de coridor. Da, acolo sunt. L-am avut pe Sting în podcast astăzi, vorbim pe Wednesday. Dacă a venit Victor Sting, a fost super tare. Mare fără de tot. Ce răspundeai în copilărie la întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare? Medic veterinar, bineînțeles. Ba, era atât de evident. Și, și cochetam cum? După aia, am mai avut un moment de vânzătoare și de avocat. Când am mai crescut, am zis, gata, eu la drept, acolo mă duc. Și vânzătoare la magazin, așa, sau la consignație? Că știi cum erau tantile alea la consignație, de a avea uniformă și... Nu, cred că m-am dus atât de departe. Era generic vânzătoare. Îmi plăcea mie să mă uit așa la chestii. De pe rafturi, dar nu. Cred că m-a fascinat raftul de Kinder, că am avut dintotdeauna bucurii la ouăle Kinder. Cine dracu n-a avut la rea de sărbătoare? Da. Nu sunt niciodată că am avut pneumonie, am fost în spital și mi-aduceam fiecare zi ou Kinder. Era la modul, mamă, dar vreau să fiu bolnav toată viața! Corect, da.
Pot să înțeleg asta. Exact așa era. Și erau alea Kinder de aveai calmea surpriză și făceai chestii din ele, nu acum un omuleț sau ceva de genul. Nu, mai ții minte, avioane, bărci. Și după aia când a apărut Mecum Buzău, în 98 au deschis Mecum Buzău și a apărut Happy Meal-ul. Nu mâncam nimic de acolo, deci stai că mi-o băga hamburger și cartofi prăjiți ca lumea tot meniul. Mie îmi trebuia jucăria. Și erau toți aia din Disney. Mini, da, toate Donald, alea. Deci toate cumpăra tata săracu câte 3 Happy Meal-uri. Tata e o chestie așa de 2 metri, 2 pe 2. Și dacă nu mânca tata cartofi prăjiți și hamburger ca să ia copilului jucăria, a fost o perioadă. Dar explodase tot, adică McDonald's, wow, era ceva... Pentru copilul de 7 ani de atunci din Buzău, care, na, orizonturile erau destul de limitate, nu aveam... Sunt niște căruți din Colentina, din București și eu nu vedeam Mecu. Era sărăchie, da, deci te invidiez. Am vorbit și în podcastul cu Preză despre asta. Ai făcut ziua la Mec vreodată sau ai fost la ziua cuiva care și-a făcut ziua la Mec? Da. Prietena mea, una dintre prietenele cele mai bune la momentul ăsta, Mădălina, care m-a părăsit, a plecat, s-a mutat la părinții ei în Spania când avea 12 ani, dar încă păstrăm legătura, adică avem o relație super apropiată. Era întotdeauna cu un pas înaintea ăstorlalți din grup, știi? Că ea, având părinții acolo, călătorea, ieșise din țară, ceea ce pentru noi era, cum să, adică... Cool kid on the block, gata, am înțeles. Eu ajunsesem până la Brașov și cam atât. Ăla era maxim, am văzut marea la 13 ani. E la 14, mă. Acolo, uite, vezi? Iar ea întotdeauna a fost next level și ea a fost prima care și-a făcut ziua la McDonald's. Mamă, avantgardistă. Băi, deci mă uitam, zic, nu, deci nu se poate așa ceva. Și a venit Ronald McDonald și de-astea? Nu. La Buzău nu venea Ronald McDonald. Erau fetele de la casă. Fetele de la casă care veneau pe acolo, se jucau cu noi. Niște copii, okay. Da, pentru noi a fost magic. Deci am pozele și acum. Dar aveați tobogan și de-alea? Da. Aveați, nu? Aveam, da. Era fascinant, era... Fabuleț. Scuze, colonele, dar aia e, pe vremea noastră, când eram copii, ăla era etalonul. Da. Uite, n-am mai fost la Mec de ani de zile și se mai întâmplă câteodată să intru așa tangențial pe acolo și mi se pare că nu mai e Mec-ul, adică e altceva, nu seamănă cu McDonald's-ul pe care îl știam eu. Normal. Am avut un șoc când am văzut că nu mai comanzi la casă. Da, toți s-au digitalizat și KFC-ul, toți sunt digitalizați. Deci, a dispărut componenta asta. Blue screen, error, 404. Cum la toboganele alea să nu anunțe. Ca aia, deci mi-am gândit, mergeam cu gașca la tobogan la Colentina să ne dăm. Nu avem, mă ne trimitea paznicul sau cineva, dar plecați mă de acolo, trebuie să cumpărați. Păi nu avem bani, plecați. Era singurul tobogan din tot cartierul care nu era cu găuri, știi? Ăla de la Mec, știi? Da. Și copilărie. Mă gândesc la ea și nu mă gândesc cu tristețe de neajuns. Mă gândesc la ce aveam, știi? Da. La lucrurile puținul care ne făcea fericiți. Așa e, așa e. Eu nu cred că aș schimba nimic. La fel. Am amintiri atât de frumoase din vremea aia, sunt și urâte, e adevărat, dar am amintiri atât de frumoase din vremea respectivă că n-aș schimba, nu știu. Mergeați și voi la fără de corcodele, de vă băgați tricou, un pantalon și umpleați aici de corcodele. Da, cum să nu? Aveam chiar un cireș în curtea blocului unde stăteam, blocul cu preșul. Da. Aveam un cireș care, blocul era de 4 etaje și urca cireșul până la etajul 4, noi stăteam la 1. Și la noi în balcon erau crengi de cireșe, da, și în fiecare primăvară, mă rog, primăvară spre vară, aveam cireșe din și ele. Și te abțineai să aștepți să coacă sau le mâncai? Nu, asta aveam, de asta am zis, primăvară mâncam la de-alea verzi. Și un pic de lapte după, perfect, combinația ideală. E aceeași combinație ca la corcodușe cu apă? Da. Ah, ok, că nu știam, poate laptele... Nu. Așa eram și noi. Corcodușe din parc, verzi, cu sare dacă aveam, luam de acasă sare, corcodușe cu sare, și după aia apă de la țâșnitoare. Foarte și după aia acasă, pe WC-ul. Foarte, exact. Ce altă treabă ai? Ritual. Da, exact. Ce copilărie frumoasă, nu? Chiar a fost. Noi aveam la mamaie în fața blocului smoking. Ceva. Dar problema e că administratorul stătea fix pe partea cu smoking. Și când ne prindeam smoking, direct cu găleț cu apă, uneori fierbinte. Hater adevărat. Era smoking-ul lui. Dacă ne prindeam smoking-ul ăla... Da, îl bine. Uite, curiozitate vis-a-vis de școală. Da. Care era materia ta preferată în școală? Cred că limba română. Limba română și limba engleză. Și matematica la Polopus, bănuiesc. Am avut coșmaruri. Deci pentru mine a fost o traumă în școala generală, matematica. Eram terorizată de materie, de profesoară, de tot ce însemna matematică. A fost... Nu. Îmi plăcea să citesc, îmi plăcea istorie, geografie, arta în general, îmi plăcea la desen, îmi plăcea orele de desen maxim. Pictam, eram super încântată. Antitalent pe tot ce înseamnă sport, matematică, fizică, chimie, lemn. Și am avut direct de sport
în 5-8, dar era un om de nota 20 și el a înțeles din start unde e bine și unde nu. Și mă lăsa în pace la orele de sport. Bine, mai dădeam și eu cu piciorul în minge, dar de multe ori mă lăsa cu cartea, stăteam pe bâncuța acolo, tari, citeam. Ăsta profesor cu har, dascăl. Da, omul a înțeles că nu am niciun fel de afinitate spre domeniul ăla. Acum, nu că nu i-a păsat, pentru că e nevoie să faci un pic de mișcare și am făcut și asta, dar a înțeles că nu sunt acolo, n-are sens să mă forțez să arunc nu știu cum dacă eu nu sunt în stare, când aș putea să-mi concentrez eforturile. E mare lucru că după o școală care venea din comunism unde toți trebuia să exceleze la toate materiile, trebuia să fii și matematician și profesor de română și tot și istoric și geograf și tot. Da. Mare lucru că omul ăsta a venit cu mentalitate corectă, mai ales în perioada aia, că mi-am aminte că ai făcut școala în anii 90, înseamnă. Da. General. În anii 90 era tot comunism, despre ce vorbim, bătut la școală, tăiați de perciuni. Erau de alea. Bătaie de aia, serioasă, veneam acasă bătut, nu... Da, dar nu fetele, să știi, deci a avut dintotdeauna calitatea asta de... Nu știu, era, poate mult spus gentleman, dar nu, niciodată nu se lua de fete. Băieți, în schimb, stătea varul de pe pereți când le dădea o scatoalcă pe stel sau îi lua de perciuni. Da. Hai de vedeam capul. Stele la școală, mi-aduc aminte. Te făceai mic acolo și așteptai să se termine mai repede. Da. Că te ajută școala în viață? Da, cred că da. Da, că ai nevoie totuși de niște noțiuni elementare. Bine, dacă ne uităm la exemplele fericite din ziua de azi... ai putea spune că nu, că n-ai nevoie de prea multă carte. Fericit, am înțeles. Da. Mă rog, oamenii de succes, până la urmă, majoritatea, nu pot să zic că sunt doctoranzi la Oxford sau chiar și un nivel relativ. Mulți nu știu să scrie. Nu articulează două cuvinte. Îi lași să zică ceva de capul lor și se termină. Mie asta mi se pare o chestie de igienă, frate. Să știi să scrii să corect, să vorbești și să scrii corect. Să vorbește corect, adică, da. Limbul rămin. Deci dacă poți să faci chestia, adică e lucru de igienă. Adică eu când văd pe cineva, eu mă chinui să scriu tot timpul cu diacritice. Și eu. Adică e sfânta diacritice. Bă, mi se pare o chestie atât de curată și de frumoasă să văd mail-ul scris cu diacritice. Da. Și când sunt pe fugă, mă chinui acolo, țin apăsat pe buton aici mai mult ca să vină țâu și aia, știi? Eu fac asta și la textul postărilor de pe Instagram. Deci eu întâi mi le scriu fără diacritice, că așa este setat laptopul meu și după aia, mă apuc și pun la fiecare diacriticele corecte ca să fie, să se înțeleagă exact ce am vrut eu să zic. Da, sunt detalii, nu știu câte lume le observă, dar sunt detalii de finețe care definețe, sunt... Da, 100%. Na, care trebuie să fie acolo. Eu mor când mai am vreun typo de ăla și mai rămâne, când mai reformulez și rămâne un cul lăsat acolo, da. Cadarea cu... Și mi-e place că vin oamenii în comentate și îmi scriu, bă, fii atent, că ai făcut aia acolo la reformulare. Adică... Frumos, dacă ți-o zic în felul ăsta, urât e în momentul în care, prostule, agramatule, vai, stai o ta, bine că îți dă... Da, exact. Dar pe mine și mai doare, că deja eu mi-am făcut procesul de conștiință că am greșit, eu sunt foarte dor cu mine când greșesc. Și eu. Și după aia, dacă mai vii și tu și mai mi-o dai și tu la modul, ho, mă, că deja m-am bătut eu. Da, nu mai da și tu. Am fost eu profesor de sport cu mine, nu mai vii și tu, știi? Da. Uite, scurios, cum erai tu înainte de blog versus acum? Cum era, mă rog, acum știi care e faza, că au trecut 13 ani. Da. E întrebare, da, exact. Da. Cum erai tu acum 13 ani? Da, mă gândesc așa, că să ieși puțin din tine, să-ți dai seama ce a schimbat blogul și, mă rog, prezența ta online, meseria ta până la urmă, în tine, față de cum erai, știi? Cred că eram mai puțin conștientă de cei din jurul meu. Adică, ce mă tăia pe mine capul, aia ziceam. Și acum trebuie să fiu foarte atentă la ce spun, pentru că există acel fenomen de political correctness în care nu pot să spun nimic. Totul este interpretabil. Dacă îndrăznesc, Doamne, ferească Dumnezeu, să spun, băi, Măriciu, nu știu, ceasul ăla e cam urțel. Te omoară fanii Apple. Deci mă distrug ăștia, mătură podelele cu mine. Sau nu știu, asta a fost așa un exemplu tâmpit. Trebuie să fiu foarte atentă, pentru că oamenii speculează absolut orice. Eu mai fac chestii din astea, nu știu, clipuri în care vorbesc despre culori, cum le asortăm, ce să purtăm să ne vină bine și așa mai departe. Și cred că am zis în câteva clipuri că anumite culori nu se potrivesc pentru anumite femei sau nu toată lumea poate purta un anumit articol vestimentar fără să jignez neapărat, încercând doar să evidențiez că anumite lucruri nu se potrivesc pentru mase. Adică ce vrei să spui? Că tu ești superioară, că ție ți se potrivește și nouă nu? Adică tu ești un suflet ales, adică ne jignești, adică ne insulți. Deci chestiile astea eu nu le aveam. Nu mă gândeam într-un milion de ani că pot să jignesc pe cineva spunându-i că, bă, nu stă bine cu culoarea aia. Da. Pur și simplu era o chestie
nu știu, o părere, da, ceva, da. Nu e un lucru intruziv, nu te jignezi, nu ți-am zis de mamă și de tată, ți-am zis că cred că te-ar avantaja o altă culoare, de exemplu. Da. La momentul ăsta, dacă îndrăznesc să formulez așa, cred că ai și tu nebunităi, dar și eu i-am pe ai mei. Da, da. Și ce-mi văd ochii, Doamne. Păi fi sigur că mie mi se pare că podcastul ăsta a decurs impecabil și eu am și eu niște senzori, mi-am dezvoltat aceste senzori de politically correctness, uh-huh, știi? Și când zice cineva ceva, se aprinde dacă, da, nu e ok. Că am fost cu Sorin Constantinescu, nu știu dacă îl știi, a dat câteva, el e și conspiraționist un pic pe locuri, deci a fost tot senzorii mei, tot tabloul de bord, era ca la Fiat, ca la Fiatul meu de la avea, era tot aprins, era pomul de Crăciun, știi? Deci, ce am vorbit cu tine, nu mi s-a aprins deloc astăzi, beculețul, până acum. Am antrenament. Dar sunt sigur că deja în comentarii sunt cel puțin 10 comentarii, clar, care s-au legat de niște particularități, clar, mega fine și mega, da, la care noi nu ne-am gândit, știi? Da, da, da. Nu, sunt întotdeauna și eu întotdeauna rămân mască în momentul în care văd chestii de genul ăsta, pentru că sunt lucruri la care nu m-aș fi gândit în vecii vecilor. Amin! Dacă mă lași 2 săptămâni, nu ghicesc ce o să zică ei acolo în comentarii ăștia, dacă da, vor fi, sigur vor fi. Da, 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 că n-am cum să mă duc atât, da, de departe. E normal. Și mai ales la tine, care faci clipuri de o oră și jumătate, păi dar nu ai, bă, băiatul într-o oră și jumătate, cum să nu zici ceva, zici, care să miște pe acolo, știi? Da. Eu chiar să mă uit la mine și văd, am văzut că tu ai vreo 800 de videouri pe YouTube, 800 cred, ceva gen. Da. Eu am probabil mii, că am avut mii aia, da, de, da, daily, da, vă, da, 2000. Da. Nu sănătate. Ne măsurăm în vloguri. Acum, pur și simplu, încerc să evidențiez faptul că din 2000 de vloguri, să zicem, tu din 800, bă, băiete, dacă era ceva sinistru în noi, pe ieșea la suprafață. Da. Adică ne luam cancel până acum. Da. Dar dacă noi am fost și ne-am pus viața pe tavă atât de mult, până în punctul ăsta, eu nu cred că putem să mai facem ceva în momentul de față în care chiar să deranjăm atât de mult lumea. Pentru că deja ce aveam de zis, cine suntem noi aici înăuntru, a ieșit la suprafață. Da. Știi? Da, dar atâta timp cât există rea voință și rea intenție, există întotdeauna posibilitatea de a denatura, de a specula, nu știu, defecte, posibile acțiuni. Eu mă trezesc cu niște lucruri spuse despre mine care nu s-au întâmplat niciodată, de la oameni care nu mă cunosc. Asta e cel mai dureros, că judeci un om sau îți dai cu părerea despre el, deși tu nu l-ai văzut o secundă, dar știi tu. Ți-a zis ție cineva, ai auzit tu. Da, ăsta e un defect pe care mulți oameni îl au. Și eu l-am uneori, am această, cum să zic, superficialitate de a pune niște ștampile. Da, dar o ții tu pentru tine, sau vorbești tu cu Georgiana, vorbim noi între noi, nu te apuci acum să strânești conspirații și să povestești, să povestești cine știe ce naiba, să te apuci să faci, nu știu, să strânești un val de ură împotriva unui om că nu-ți place ție. Așa e. Așa-i. Asta ține, sunt niște problemuțe aici, da, da, care trebuie analizate. Așa este. Dar ăsta e internetul, ăștia sunt oamenii și n-ai cum fără. Internetul mi se pare că, chiar aveam o întrebare pe aici pe undeva, sper să o fi pus. Dacă social media la finalul zilei e un lucru bun sau un lucru rău? Știi? Pentru tine. Să te întreb chestia asta. Nu, e un lucru bun pentru mine. Dar pe total pentru umanitate. Cred că, știi ce văd eu? Adică poate să scoată cei mai buni din noi, bă, dar scoate și cei mai buni din noi, da, știi? Ca orice lucru. Adică nu există lucru perfect curat, perfect bun și întotdeauna o să existe ceva acolo care să... Nuanțele de gri. Exact. Întotdeauna există nuanțe de gri, că nu e alb și negru, pe nicăieri. Și discuția pe care o avem noi acum nu este perfect bună sau perfect rea. Nu, e o discuție... Perspectiva noastră, exact, adevărurile noastre, da, atâta timp când nu suntem... E că te uiți la noi și îți dai seama, bă, ăștia nu sunt diabolici. Sunt doi oameni normali. Eu știu, ai o aliură așa, mă uit la tine, pare așa un vilan. Și tu ești și puțin specialist în domeniul ăsta, deci... Iată, da, vezi, totul se leagă. Eu am un plan malefic aici. Am venit să cucerim lumea, să vă punem în lanțuri și să vă vindem KFC. Exact, da, și Mac. Și Mac, în același timp. Da, asta ar fi tare. Vă dăm eroare. Bezi și Pepsi, bezi și cola. Eat that. Super. Mi-a răspuns la întrebarea asta cu blogul și acum, Marfa, cum erai. Uite, am o chestie, frate. Și aceeași pasiune o am și eu. Uh-huh. De unde pasiunea asta pentru târgurile de vechituri? Să mor tu, iartă-mă, să nu pui. Da, asta. Am vlogul. Hai, mă, o taie rare sau nu o taie? O lasăm? Nu, dar și eu am implicat. I-am zis cu aia mai devreme, adică pe bune. Am 2 la 0, 2 la 1. Știi de ce fac chestia asta? Sunt oameni care au senzația că eu sunt o prințesă, știi? Ce ziceam mai devreme? Eu n-am voie să beau bere, n-am voie să mă duc la un meci, n-am voie să mă enervez în trafic și simt nevoia să spun că totuși beau și bere, mă enervez în trafic și mă duc și la meci. Și mai am și momente de genul ăsta în care exprim niște chestii. Că nu sunt în nicio formă perfectă și ideală și nu sunt eu etalon.
etalon și standard de moralitate în țara asta sau în lumea asta. Sunt efectiv om, greșesc, normal. Sunt nașpa în anumite momente și ți-am zis să mor tu. Da, și poți să zici și mai rău, dacă vrei. Deci târgurile de vechituri sunt viața mea, practic. Aș stai sta... să mergi odată cu mine și cu Siluc. Merg. Deci spuneți-mi ora, locul, sunt acolo. Deci... Știi ce-mi doresc eu? Să merg la ăla de la Negreni. N-am reușit niciodată. Ăsta e ăla de la Cluj? Da. Da, toată lumea mi-a recomandat. Eu am făcut două, mi se pare, vloguri cu vânătoare de comori din târguri. Cu Siluc am văzut. O dată în Vitan și o dată în ăsta. Din copilărie e o obsesie și am căutat mult în mine să-mi dau seama care erau lucrurile care îmi plăceau mie în copilărie. Care, așa, și pe care vreau să le fac acum, știi? Da. Să le... Și ăsta e unul dintre ele. Și vreau să fac turul național al târgurilor, dacă se poate, știi? Da. Deci dacă aveți nevoie de un om să care cafele sau ceva, mă sculele, că mi-ai zis că știi care ghiozdane și... Da, stai să vezi că am făcut săptămâna asta o ședință foto în care sunt Dorel. Deci am cheie franceză, vor mașină, sunt în salopetă, dau cu trafaletul, sunt maxim de senzualitate. Băi, ăla cu Freddie Mercury, cu Queen. Așa, cu aspiratoarele de școală. Bă, băiete, a fost superbă poza aia. Deci, cam, deci pe nema a rupt. Adică și place Queen. Da. Cine? Da? Deci a fost... Da. Scuze că s-a gândit în alta. Zi-mi de unde pasiunea pentru asta. Cred că are legătură cu asta cu SH-urile. Ce ziceam? Că eu când eram adolescentă mă îmbrăcam mult din SH-uri, că găseam niște super chestii și ale erau posibilitățile mele la momentul respectiv. Și am și crescut înconjurată de ele, doar că la momentul la care creșteam, le uram. Pentru că aveam senzația de bătrânicios, de vechi, de nu avem, nu putem, nu ne permitem mobilă din aia nouă, cum au copiii, nu știu care. Eu aveam, ca tot românul, mobilă din aia lăcuită. Știi, aia maro, cum aveam cu toții, există și acum și vreau să o iau chiar și să o aduc la mine. Când m-ai mutat și eu, Doamne ajută! În cotăgăcin. Da, să dea Dumnezeu. Mulțumesc! Dar atunci nu-mi plăcea deloc și cumva în adolescență evident că există o tranziție și o metamorfoză și te schimbi și îți plac alte lucruri. Am trecut prin chestia asta de un milion de ori, că de la rocărița aia de eram toată negru cu tricourile lui, cu negru la ochi, eram... Etapa. Am trecut, da, la faza asta cu SH-ul și de acolo tot scotocind și prinzând cumva febra asta a lucrului de calitate, dar ieftin, m-a dus în alte direcții și anume pe vechituri din astea pentru casă, să zicem. Tot ce înseamnă târg de vechituri, chiar și o bujie, dacă o văd, dacă mi-arăți nouă și mi-arăți veche, vreau bujia veche. Aia nouă nu-mi place. Da, de acolo cred că s-a legat toată povestea. Mamă, deci mine mă lovește copilăria. Mi-am aminte că era un târg de ăsta, erau două în apropiere la mine în Colentina, era unul la Piața Obor pe linia de tren, acum s-a făcut ceva, Kaufland sau mai știu, în fine, nu mai e cum era, era o chestie așa fix pe linia de tren care nu circula, era pentru marfarele care duceau chestii la Obor, în fine, și mai era unul pe Fundeni, mamă, și mergeam cu frații mei. Și cred că are legătură cu faptul că eu i-am iubit și iubesc pe frații mei, dar atunci eram obsedat de ei, erau dumnezeii mei. Nu mi-a făcut o atenție, dar ăla era momentul când mergeam cu ei, când mă mai luau și pe mine, pentru că fugeau de acasă, hai că luăm pe ăsta să putem să mai mari decât mine cu 12-14 ani. Și cred că de asta mi-a rămas dopamina aia când ajung într-un târg de ăsta și vedeam, mamă, eu cam îmi mai țin minte roboții aia făcuți din țigări, din pachete de țigări și vindeau băieții cu Rothmans, cu Marlboro, cu alea, mamă. Deci eu când văd chestia asta, automat se activează în mine copilăria și sufletul ăla de copil care voia să fie iubit, voia să cunoască lumea, voia și fix asta, astea sunt butoanele pe care mi le apasă. Deci de câte ori într-un târg de ăsta și trebuie să-l cunoști pe Siluc, care bai doi un fotograf extraordinar, poate vezi cu la Baraida, nu? Iată. E... Băi, ferate, deci ăla e oricum, e, se bagă în seamă cu toată lumea, e pe, cu limbaj de la șmecheros, cu nu știu ce, să fie într-un ceas de fier, mă, da, a fost și la podcast, super podcast cu el, și, mamă, deci atât o energie așa frumoasă și în toate târgurile există de astea de mici și te oprești, da, te pui și mănânci un mic corect. Cum să nu? Te-am pupat. E... Eu mă duc la ăla de la Valea Cascadelor, că ai menționat mai devreme de Vitan, în ăla n-am fost niciodată. Dacă zici că merită, o să mă duc. Cu siguranță. Eu mă duc în ăla de la Valea Cascadelor și știu acolo. Mici, manele, buretei, dar și gioarsele alea care îmi plac mie. Toate vechiturile și toate panoramele. Acum două săptămâni am fost ultima dată, m-am întors cu o ramă și cu un sfeșnic și am luat slavă Domnului, adică sunt o groază de chestii. Și la mine mobila, majoritatea mobilei pe care o am în casă e de asta. La mâna a doua, OLX sunt, deci OLX e viața mea, tu știi, ai de capul meu ce e acolo, negociez, mă bag în vorbă, cum facem, cum transportăm oglinda din Timișoara, oglindă de cristal veche de 200 de ani, cum o aducem la București. Da. Îmi plac de mor. Deci în Ikea sau nu știu, dacă îmi pui în față ceva nou, proaspăt, lucios, nu mă entuziasmează la fel de mult ca joarsa aia cu patină, cu rugină, vai de capul ei, lemnul,
făcut praf. Nu știu, rezonez eu mai bine cu, știu ce zici, cu ele. Așa e Silux, zici, se duce doar să vadă și vine acasă cu toate chestiile, cu covor, da, cu pălărie, cu nu, da, știu ce. Are 6 seturi de boxe. Uh-huh. Adică omul e pasionat de ce e, casa lui e un mare de la, ca la șefia manetului, știi, da, cum era pe istorie. Da, mă uit și la aia, cum să nu? Da. Da. Și mai e un târg, apropo, dar și acolo vreau să merg, e la Parcul Carol, unei fântână aia. E mai micuț. Da, am fost. Sunt foarte scumpe. Scumpe. Acolo. E, și zona. Da, este. Da, avantajul la Valea Cascadelor este că e totul la grămadă, întinse, da, pe jos, vai de capul lor, scotocești cu adevărat, te pregătești, îți murdărești mâinile, deci acolo nu este antique shop. Da, exact. Pe când la Carol cam e antique shop, că la, da, Carol vin niște oameni mega... care chiar știu ce vând, cât să ceară. Filtrate, tot. Da, da, la Valea Cascadelor. Și mi-a zis Luca, ăsta e cel mai mare punct, te duci de cât mai de dimineață. Da, așa este. Cât mai devreme, că atunci e marfa bună. Și se dă imediat. Păi au specialiștii care vin la Carol după aia. Da, exact. Sau te poți duce la final, iarăși e o șmecherie, că, uite, de exemplu, în cazul pieselor de mobilier mari, ăia care vin și le vând, vor să întoarcă cu ele acasă, că e greu să le care, și mai lasă la preț. Și zice lui ea, nu vrei tu să-mi o dai mie la jumătate de preț, decât să urci iarăși, te chinui, o duci, iar vii săptămâna viitoare, nu mi-o dai mie la nu știu cât. Pac. Dar asta merge la obiectele mari în general, la articolele mari. Mamă, ce tare asta, fete. Să facem la tot ăsta? Deci poate merge la negăini. Facem asta. Cu tine, cu Siluc, mamă, noi trei de air house. Gata. Vine și iubitul tău să ne facă poze, da, te rog. Da, pare și el ceva, că tot n-a. Deci chiar vreau să-l cunosc, jur. Da, vă fac cunoștință, o să-ți placă. Okay. Georgiana o să fie, da, du-te, că mai înveți și tu ceva. Vă lăsăm pe voi, eu mă duc sau cu Georgiana. Spune-i cum stă treaba, da, să faci femeia fericită. Două ore, în frig. Ne-a lămurit cu treburile vechituri, negăreni, necesar. Gata. Cum te relaxezi când ai nevoie să te relaxezi? Bănuiesc că nu tot timpul hamster wheel. Netflix, HBO, filme, zălatele, tot timpul. Și călătoritul e o formă de relaxare, chiar dacă sunt cu aparatură după mine tot timpul și content și toate cele. Da. Dar câteodată mai iau așa niște timp, mă uit în zare, spunem despre sufletul tău. Da. Privind în zare. Și, na, cam astea. Bine, mai interacționez și eu cu oamenii, odată la nu știu cât timp mai... vin oameni, mai mă duc eu la ei, mai ieșim la un suc, dar e problema cu timpul. Asta e. În mod constant. Da. Asta, eu în tot timpul încerc să delimitez în vloguri să zic asta. Uite, asta e o călătorie la modul muncim și muncim. Asta e o vacanță. Uh-huh. Adică Maldive pentru noi, dar anul ăsta a fost vacanța. Am încercat să facem vacanță și a ieșit vacanță. Uh-huh. Cu toate că am făcut conținut, nu știu, am făcut mai multe clipuri decât anul trecut, 15 sau ceva genul, a fost ceva indecent. Dar nu am simțit ca și cum a fost muncă. Aici e lupta, să încerc să... E și foarte greu pentru creatori de conținut care deodată ajunge într-un loc mișto și să nu exploateze locul ăla, să nu facă el o poză, să nu facă, să ridice drona. Am văzut că ai început cu drona acum. 10 ani mai târziu am început și eu să o folosesc, da? Am drona din 2018 sau 2019, maxim 2019, maxim. Am folosit-o odată până anul trecut. Două, deci, în 2022. Și am mai folosit-o de două ori anul ăsta. Deja am 4 zile. Mulțumesc, aplauze, merit un premiu. Ce mai așa, brevetul de pilot. Atât. Da, nu știu. Nici n-am avut unde să o ridic neapărat. Adică eu sunt și paranoia, cum îți spuneam, și decât să o ridic să mă trezesc că nu știu ce și nu știu cum am preferat să stau potolită. Nu, regula e simplă. Unde nu sunt mulți oameni. Da, adică Islanda a fost perfectă. Doamne, ce experiență a fost aia. Da, chiar îmi pare rău că n-am filmat mai mult, că n-am pozat mai mult, că n-am făcut mai mult, că acolo chiar era de făcut. Și tu pățești chestia asta, începe și îți bate inima tare când ajungi într-un loc mișto, ești la modul, mă, trebuie să fac asta, știi? Da, clar. Și am o mulțime de idei simple, de la modul, nu știu, peisaj și atât, sau sirena, stai, dacă aveam aici recuzita, nu știu care, tridentul, cum mergeau, wow! Păi ce am văzut eu stâncile alea acolo, ce făceam, doamne, mergeau făcute o mulțime și o mulțime de chestii. Dar a fost un context un pic diferit decât turismul pe care îl practic eu în mod normal. Și foarte bine. Și foarte bine că ai nevoie de asta. Adică, știi că mă uit la tine și îți văd entuziasmul, mă regăsesc în el și în același timp la modul, bă, dar uneori trebuie să ne mai liniștim, știi? Adică trebuie să... Adică... Zodia noastră nu prea poate să se liniștească. Nu știu dacă tu crezi în astea. Asta e, nu? Deci e posibil să nu. Dar eu cred că e de la noi, da. Nu știu, Mercurul ăla învârte, el face pe dracu ghem, dar ăla n-are stare. Eu nu sunt omul care să aibă stare. O zi, dacă am stat potolită, a doua am sărit din pat și hai să facem ceva. Deci răspuns final, cum te relaxezi? Nu. Nu, dar nu. Locul preferat de pe planetă, dintre toate pe care le-ai vizitat până acum?
Îți dai seama că acasă e cel mai bine la părinți, la... Da, uite, logic. Am atunci întrebat locul pe faia din România. Da, acasă la părinți. Acasă la părinți. Acum zi-l pe ăla de pe planetă. Except în România. Nu, Islanda. Islanda, nu? Da, m-a fermecat. M-am întors alt om de acolo, din toate punctele de vedere. Deci pentru mine a fost o experiență transformatoare din toate punctele de vedere. Am început să ajungi. Și ai fost cu autorul Lota. Cu autorul Lota, măi. Deci era întrebare aici, fix asta era. Cum a fost experiența? Zine. Deci, noi, eu discutând cu al meu bufant, că eu așa îi zic lui, prietenul lui, mă rog, așa, spunându-i că mă duc la Măriciu la podcast, zice, nu-i cu autorul Lota, nu-i cu autorul Lota. Zic, ba da. El nu știa foarte bine ce și cum faci tu, dar știa de autorul Lota. Deci el mi-a spus mie că te-a văzut cu autorul Lota cu ceva timp. Deci a ajuns... Aia a fost seria care a mers cel mai bine. Aia știu, da. Măi, a fost foarte mișto. Pentru mine a fost prima dată când merg cu autorul Lota, când am locuit într-o autorul Lota, am funcționat cu tot într-o autorul Lota și mi s-a părut o experiență foarte faină. Asta vorbind de prințesismul și ce cu berea, ce ziceam mai devreme, cu meciul. Nu, am stat foarte bine în autorul Lota, n-am avut o problemă. Oricum ai tot confortul, ai bai, ai duș, ai tot, adică... Bine, noi am fost și proști, că nu ne-am prins, două zile am stat în frig, că nu ne-am prins, ne-au dat aia un cablu stricat și noi n-am știut că e de la cablu, am crezut că suntem noi. A, și nu a pornit căldura. Nu reușeam să ne conectăm la stațiile alea de alimentare, crezând că e ceva, nu sunt bune stațiile. Dar, de fapt, era vorba de cablu, că era un cablu bulit. Și la un moment dat ne-a dat cineva, am intrat în urmă cu niște chinezi, nu știu ce erau ei acolo, ne-au dat un cablu din ce aveau ei, am testat cu cablul ăla și mergea. Și atunci am zis, hai să luăm un cablu, să rezolvăm ce chestie? Situația. Da, suntem monumente de inteligență. Să liniște că și noi am trecut prin aceleași chestii în primele experiențe de genai, că nu știam să pornim butelia pentru căldură, adică și omul, să ne înțelegem, omul la început când ne-a dat autorul Lota ne-a zis, trebuie să faci asta, și nouă la fel. Și eu, da. Eram la modul, hai să plecăm, uite baia, uite WC-ul, uite. Exact. Ne-a ținut ăla acolo teorie, ne-a făcut instructaj vreo oră în continuu, vorbea și de aia și de aia, ați înțeles? Da. Toți, lemn. Dar la final, când am plecat, tot confortul, adică o săptămână a fost nevoie, sau mă rog, hai să zic, vreo 3-4 zile în care ne-am prins cum merge fiecare, da, de ce ai nevoie, dar după a fost impecabil. Și nu cred că există metodă mai bună de a vizita o țară ca aia decât asta cu autorul Lota. Eu aș vrea să fac un mix, dar aia trebuie să fie opulent, adică trebuie să dau drumul la Patreon-ul ăla. Adică vreau să fac ceva de genul cu autorul Lota, dar și în resort-uri de alea jimechiar. Adică merg cu autorul Lota, o folosesc pe post de mașină, mă duc acolo, stau la opulență două zile, după aia plec de la opulență și mă duc și stau off-camp două, trei zile și după aia mă duc chiar la opulență, adică să stai așa în tihnă, știi? Dar aia, repet, necesită cașcaval sever. Da. Deci, atât din perspectiva de content e senzațională, cât și din perspectiva de energie, zicea, de exemplu, va încărca cu energie țara aia. Da, clar. Îmi zicea, mă rog, aveam o discuție și m-am gândit că, până la urmă, ăla e genul de loc, cel puțin eu, pe care l-am privit cu inima mai degrabă, nu cu ochii. Aha. M-a transformat complet. Am avut și o experiență foarte nasoală, că era să mor acolo. Am pățit, da. Un val uriaș, ceva, m-a tras oceanul, a fost... Ai povestit asta undeva? Da, am povestit-o până la urmă. Sunt mai multe vloguri dedicate Islandei, pentru că a fost mult conținut, n-am vrut să-l trunchiez și am făcut 3 vloguri până la urmă. De câte ori jumate, probabil. Da, normal. Și ce s-a întâmplat aia cu oceanul? Eram pe cea mai faimoasă plajă. Aia neagră? Aia neagră. Bine, toate sunt negre, multe sunt negre, dar era aia faimoasă. Era aia din poze, cu stâncile alea fabuloase, bineînțeles, un puhoi de oameni veniți ca și noi acolo, că eram la apus. Valuri cum n-am văzut în viața mea, deci tavanul clădirii ăsteia este scund, ceva absolut uriaș. Și plaja aia chiar este renumită pentru nenorociri de genul ăsta, că te ia valul în spate, că nu te aștepți, nu-l vezi, e așa, și odată, știi, te smulge cu totul. Deci tu erai pe uscat. Da, eu eram pe uscat, făceam poze, e adevărat, dar nu eram nici măcar aproape de mal. Deci nu m-am plimbat ca o divă în Baywatch. Da. Eram departe. Și nu doar eu, au pățit-o și alții. A venit odată valul cel mare și cuvintele s-a șters și nu doar că a șters cuvintele, dar ne-a tras pe toți ăia care eram, bam, palancă la pământ, că povestea s-a întâmplat într-o secundă, deci nu ai timp să reacționezi, să... Nu! Atunci m-a trântit la pământ, m-a tras și norocul a fost că m-a văzut bufantul. A văzut, a venit după mine, că el era un pic mai la distanță și m-a prins de mână efectiv și m-a tras înapoi spre mal. Nu știu ce s-ar fi întâmplat, poate că nu m-ar fi tras cu totul. Dar am zis asta și în vlog, că eu am simțit atunci că m-a tras moartea de picioare. Cum e asta, cât de bun e asta? Da, nici nu sunt cu notul, nu, deci nu făceam față la cei acolo, nu, am avut coșmaruri.
orice firicel de nisip pe care îl vedeam, nisip din ăla negru, că evident hainele mele erau îmbibate în apă plină de nisip și orice fir de nisip vedeam de atunci, aveam senzația că se întâmplă iar, parcă retrăiam. Mamă, te-ai omul direct. Ce bine că ai cu autorul tău, că aveai hainele la îndemână, uscate. Da, asta a fost cea mai mică problemă. Dar eram năucă, după ce am plecat de acolo, nu știu, mă închinam și cu stânga și cu dreapta, mulțumind universului cumva că bună rea, mie îmi place viața mea, adică chiar n-aș vrea să mor, știi? Mai am multă treabă pe pământul ăsta. Am făcut adăpostul ăla, ce zic? Da, exact. Mamă, frate, cum e asta? Și eram, băi, mulțumesc, nu știu cum, ce s-a întâmplat, dar puteam să mor. Efectiv, atunci, deci se întâmpla... Deci când ajungem acolo, știu sigur cine o să stea așa foarte departe de apă. George, arată tu că îți fac eu poze cu drona. Da, e foarte periculoasă plaja aia acolo. Interesant. Da. Chiar nu știam asta. Asta a fost partea mai urâtă, să zic. Dar în rest, experiența cu totul, frumusețea peisajelor lor și cum arată țara aia, e ceva... Eu n-am trăit nicăieri. N-am călătorit enorm, dar nu se poate compara cu nimic din ce am văzut eu până la momentul ăsta. Și recomand. În Asia ai fost până acum? Nu. Mă rog, nu. Urmează. Sunt sigur că acum ți-au deschis supapele. Da, un pic așa. O stai mai departe de apa așa puțin, dar... Da, adică nu, n-aș pune spre Turcia, nu cred, n-aș pune neapărat. Are și aparte e asiatică. Dacă ai făcut Bosforul, ai fost, poți să zici că ai fost. Am fost în Emirate și în Turcia de mai multe ori, dar nu. Da, urmează, sunt sigur, o să ajungi. Sper. Deci, pentru mine, cel mai frumos loc pe planetă, unde am fost până acum, au fost Maldivele. Cred, deci am văzut ce e ceva, e superb. Da. Dar am văzut multe plaje de astea frumoase prin Caraibe, unde noți cu porcii și de-astea. Ăsta e visul meu, dacă n-am zis de un milion de ori pe cameră, că vreau să not cu porcii. Vreau la porcii ăia acolo, vreau să-i pup pe ea părât. Da, pasiunea cu animale combinată cu pasiunea cu călătorii, da, e. Da, îți dai seama că în apa aia aș dormi cu ei, da. Super. Uite, am stabilit asta, trecem de personal și ajungem la accelerat, la viață. Așa. Care e în viziunea ta rețeta fericirii? Aoleu! Vezi că astea-s deep aici, ți-am zis că o să avem de-astea mai serioase așa. Da, ai zis, întrebările să știți că nu mi le-a dat în avans, n-am primit, nu mi-am făcut temele, că n-am avut ce teme să fac. Rețeta fericirii? Păi, liniștea interioară. Cred că e... Pace cu tine, adică? Da, să fii tu împăcat cu tine, indiferent de zgomotul exterior, din toate punctele de vedere. Tu cu tine. Dacă ajungi la nivelul ăla de confort, de a te simți tu ok cu tine însuți, indiferent ce, eu cred că aia înseamnă fericirea. Asta e, da. De acord. Să fii bun cu tine, să te iubești și să fii mulțumit de toate activitățile pe care le prestezi. Da. Indiferent de ce este pe lângă tine, de ce zgomot e, de ce oameni sau că nu sunt oameni, singura relație care contează cu adevărat în viață e aia pe care o ai tu cu tine. Sau, nu, poate nu singura, poate e mult spus. Cea mai importantă. Da, relația pe care o ai tu cu tine. De acolo pleacă totul. Dacă te urăști, o să se vadă chestia. Dacă te iubești și ești ok cu tine, și asta o să se vadă. Fix asta vorbesc și acum când îți povesteam că am început terapia cu soția. Da. Și fix asta zic și eu, frate, eu trebuie să încep să mă iubesc pe mine, să fiu împăcat cu mine, să fiu fericit cu mine. Uh-huh. Dacă eu sunt fericit cu mine și mă pun pe mine pe primul plan, după aia o să fiu în cea mai bună condiția mea și toți oamenii de pe lângă mine se vor bucura de cea mai bună condiția mea. Exact. Ceea ce înseamnă că va fi cercul globus tot timpul. Exact. Știi? Adică, have fun. Știi că și Georgiana a fixat asta, că am avut podcast cu ea. Luna martie am încercat să am invitate doar fete. Uh-huh. Pe Georgiana, pe Andra Nistor, care e o amică din online care e super nebună, și pe tine. Uh-huh. Trei fete. Acum gata, revin băieți. Și... Mă pot descurea și fix asta. Zbuc, Marian, în cea mai bună forma lui, e super tare. Uh-huh. Și fix asta e. Adică despre pacea aia cu tine, fix ce ai zis tu. Aia e rețeta fericirii, ești total acord cu tine. Uh-huh. Uh-huh. Dar tu ai momente de astea așa, de ești în punctul cel mai jos? Nu aș vrea să termin. Depresie. Eu zic semidepresie. Ca să fiu așa, să nici să nu-i jignesc pe cei care chiar au depresie. Da. Dar să mă poziționez undeva unde, da, am. Și din păcate sunt momente în care și Georgiana mă vede și cumva suferă și ea pentru mine și sunt eu în condiția aia așa mizerabilă, toxică, știi? Uh-huh. Și aici e lupta cu mine, de-aia am început și terapie separat. Uh-huh. Adică fac și de cuplu și eu cu mine. Pentru că e foarte important. Am zis că anul ăsta e un an să mă înțeleg eu cu mine. Vreau să citesc mai mult, vreau să mă descoper pe mine mai mult, să-mi înțeleg nevoile, să-mi înțeleg traumele, că de-asta ți-am povestit și faza cu copilăria, cu frații mei și cu acele, știi? Da. Aici e lupta. Și vreau să ajung să fac pace cu mine, ce spuneai tu mai devreme, ca să pot să dau randament total în munca mea, în relația mea cu Georgiana, în relația mea cu toată lumea, știi? Despre asta e vorba. Deci am momente de alea și
Atunci nu fac content, atunci în momentele alea, că dacă cred că ar fi virale dacă le-aș face pe alea, dacă da, mi-aș arăta latura aia mea aricit așa, dar le-am și din păcate și am și să vorbim și cu psihologul, ziceam, bă, de, eu am fluctuații de-astea, acum sunt așa și după aia sunt și iarăși, ca se întâmplă. Iarăși cred că asta e chestia noastră. În gemenii, nu? Da, da, că suntem așa. Știi, da, trecem foarte brusc de la o stare la alta. Da, acum suntem sus și odată s-au unecat toate corăbile. Da, suntem așa. Bă, sunt uneori așa tăcut și plouat și Georgiana se uită la mine. Ce s-a întâmplat, bă, băiete, bă, cu tine? Bă, ce... Și eu zic, nu știu, pur și simplu am o stare. Exact. Știi? Exact, da. Rezonez 100% pentru că exact așa sunt și eu. Și mă lovește moalele capului cu nu mă aștept, pur și simplu. Mi-aduc aminte că s-au unecat niște căței. Nu știu de unde, deci foarte ciudată chestia asta. Da, da. E, ce zic, o să fim niște pacienți exemplari la Bălăceanca la un moment dat. Buzău este renumit, are multe spitale. Da. Da, chiar aveam ieri o discuție cu o prietenă și se lăuda ea ca Open Tellerman spitale. Păi, prietenă, vină la Buzău să vezi acolo elită, spumă, cremă, câte de astea avem. Nu degeaba mă trag eu de acolo. Super, super. Uite, asta vreau să întreb. Cum treci peste momentele grele? Păi, nu trec. Da, ceva rămâne acolo, da, de seama că nu se vindecă așa cu totul. Cum poți să dar switch? Nu, de... nu există. Nu, nu, nu. Dar încerc și eu să mă înconjur cu ce e bun în viața mea și să mă gândesc la chestia asta. Oamenii care sunt în jurul meu, care mă iubesc și în care am încredere și pe care eu la rândul meu îi iubesc, chiar și comunitatea asta mă ajută enorm. Da. Eu chiar le ziceam că eu am scrisori de la ei, că îmi trimit odată la nu știu cât timp pachete cu tot felul de chestii. Da, și printre ele sunt și scrisori cu mânuța, deci literă cu literă și de alea dactilografiate, dar sunt și scrise de mână. Și câteodată când am așa niște momente nașpa, zic, ia dă-te ancola de scrisori încoace și într-un ele le iau la rând și încep și citesc din alea. Și oamenii care îți scriu, îți dai seama că nu scriu să-ți spună proastă, nu ești în stare de nimic, ești în gunoi, mori. Adică sunt niște lucruri frumoase. Dar chiar, n-ai primit niciodată de asta, nu? Scrisoare nu, dar comentarii... Da, 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 nu, zic, ar fi prea intim acel hate, să-i scrii cuiva de mână cât de mult... Știi? Dar ai fi surprins la ce pot recurge oamenii, câte eforturi pot face ca să-ți facă rău. Da, da, da. Intrăm în detalii altădată. Dar scrisorile alea sunt aur, curat, deci sunt câte unele terapie. Și oameni care își toarnă tot sufletul acolo și îți spun despre ei, despre viața lor, despre cum ai îmbunătățit-o viața lor, cum te urmăresc, ce ai adus bun acolo. Ce frumos. Da, deci mă trec așa fiori pe șira schimbării. Sau în pachetele alea că îmi trimit niște chestii, eu le-am zis, nu-mi trebuie nimic niciodată, scrisoarea într-adevăr mă interesează, dar nu trebuie să cheltuiți bani pentru mine sau să-mi dați voi ce aveți, chiar dacă oamenii fac asta din pură bunătate, ca să-ți ia ceva, să-ți ofere ce vreau să ai ceva de la mine. Dar sunt anumite lucruri, le-am în casă și acum și tot n-am aruncat nimic. Toate le-am, chiar dacă o parte le-am mai dus la Buzău, că s-au aglomerat între timp, dar mă uit la ele și parcă îmi crește nivelul de energie știind că, uite, ăsta este un lucru 100% bun care a venit către mine de la niște oameni care n-au niciun folos din chestia asta. E un act de bunătate. Pur absolut, și simplu, da. Uite, am vrut să-ți ofer ție acest lucru sau cuvintele mele, m-am turnat eu, toată esența mea, m-am turnat în cuvintele alea ca tu, străino, pe care eu te urmăresc de două ori pe săptămână sau când am eu timp prin intermediul unui ecran, să poți avea acces la gândurile mele. Mamă, ce frumos. Așa cum tu mi-oferi acces la viața ta. Ce frumos. Bă, deci, asta e cu adevărat ce contează în toată ecuația asta. Exact. Sunt bune campaniile, sunt buni banii, Doamne ferește că nu facem niciunul, nu trăim cu aer, dar la final de zi când tragi linie, astea contează cu adevărat. Sunt total de acord. Total de acord. Ce frumos ai zis, ce răspuns frumos. Nota 10, stai jos. Super. Super, pur și simplu super. Ce crezi că se întâmplă după moarte? Asta e întrebarea mea preferată. Mamă, mamă. Să știi că așa cum am momentele alea cu cățelușii care au murit înecați, așa mă bușește câteodată când sunt în Zara, de exemplu, unde ne ducem după? Deci, nu știu, mintea mea e un loc unde câteodată nici eu nu vreau să fiu, pentru că mă bușesc întrebările astea foarte ciudat. Eu cred că retrăim viața pe care deja am trăit-o, dar făcând alte alegeri. Ah, universul paralel. Da. Adică, uite, cum am venit eu astăzi la tine, retrăiesc aceeași viață, dar fără să fi venit la tine. Da, adică am făcut altceva. Știi că un singur lucru, știi că efectul ăla butterfly, o singură bătaie din aripile unui fluture, te poate duce asta? Într-o interesant altă direcție. Gândul. Interesant. Da. Bine, m-am gândit la tot felul de chestii, îți dai seama, reîncarnări, gândaci și alte chestii din astea, dar la momentul ăsta în viața mea, așa mă gândesc sau așa încerc să mă gândesc, că am același traseu, doar că poate am alegeri diferite.
Da. Ce te, probabil te face să fie alt om la final, posibil, când ai linia, știi? Da, posibil. Să sunt în suma alegerilor pe care le facem, da, în viață. Da, da. Mamă, ce-ai răspuns mișto, super tare. Da, asta s-a putut. Și ce crezi că căutăm noi pe planeta asta? Adică, suntem un accident? Plăcerea, evident. Ce caută ființa umană? Plăcerea. Banii și valoarea. Banii și valoarea, opulență, luxury. Da. Dar cum crezi că crezi că e un accident și că pur și simplu, sau e ceva, un mecanism? E ceva, se joacă divinitatea, ne-a dus aici să ne finisăm puțin, să experimentăm. Mi-e foarte greu să emit păreri de genul, da, ăsta. Mi-este foarte greu. Eu în general nu prea îmi dau cu părerea de, da, nimic, știi? Da, da, treaba mea acolo și stau eu potolită. Nu cred că e un accident neapărat, că există undeva o logică, doar că nu cred că e pentru noi, cred că ne depășește, că nu suntem noi suficient de mobilați cât să putem pricepe planul divinității sau cine o fi orchestrând toată existența noastră pe aici. Da, de multe ori și cred că asta, dar uneori încerc să-i găsesc logică lui Dumnezeu, să zic așa, știi? Good luck. Pe principiu, dar cine l-a făcut pe Dumnezeu, știi? Ce s-a întâmplat acolo? Știi? Și îmi dau seama, bă, pur și simplu, hardware-ul ăsta nu poate să proceseze și nu cred că există hardware uman care să poată să proceseze, știi? Da, da. Dacă vrei să procesezi divinitatea pe Dumnezeu, trebuie să-l procesezi cu sufletul. Uh-huh. Și aici cred că trebuie să-ți antrenezi sufletul și să treci prin viață și prin toate universurile astea paralele, până ajungi să poți să înțelegi cu adevărat divinitatea, știi? Uh-huh. Sau să măcar să te apropii, să o zgării puțin, să atingi puțin, știi? Da, dar nu cred că avem niciun fel de șansă. Suntem mult prea limitați. Cred că sunt multe peste nivelul nostru de înțelegere, de cunoaștere, de inteligență. Momentan. Momentan, da. Lasă că vine inteligența artificială. Da, ne salvează. Și... Ia zice ChatGPT. Unde e Dumnezeu? Da. Uite adresa lui, este pe... Marfă, ce face cu 1.000.000 de euro? Dacă adăpostori de animale. Ce? Adăpostori de animale, evident, da, da, evident. Da, da. De toți banii? Și aș trăi în mijlocul lor acolo. De, da, toți banii. Aș vrea toate animalele, știi? Să fie atât de multe încât să nu mai știu cum le cheamă. Să mă uit la ele. Deci un fel de Pablo Escobar. Știi că Pablo Escobar avea la el, avea lei, da, hipopotami. Da, acum, da, da, în Columbia e mare problemă cu hipopotamii lăsați de el acolo. Vreau și eu unul, dacă se poate. Stau într-un apartament de 3 camere, dacă da, e cât de cât ok. Sunt mega periculoși, că sunt mega agresivi. Adică îmi zice mie o prietenă că tu nu o să mori de bătrânețe, sigur o să te muște vreun leu sau ceva, o să te mănânce vreun crocobaur. Invidie. Rețeaua socială preferată? Instagram, îți dai seama. Mâncare preferată? Cozonac. Yeah. Ce muzică asculti? Țancă de-astea. Nu, ascult câte puțin din toate. Rock în majoritate, dar de la vechi anii 80, anii 90, Queen, că tot vorbeam mai devreme. Dar se mai întâmplă să mai cad în butoiul de Andre. De-astea ce erau pe vremea noastră. Deci nostalgie, multă nostalgie. Da, sunt cu astea. Guns N' Roses, ți-ai luat bilete la concert? Nu mi-am luat bilete la concert, dar melodia mea preferată este Sweet Child O' Mine. Super. Da. Să știi că eu, pentru că sunt pe TikTok, ascult Se lovesc de mine și Țancă și toți băieții. Și are una acum, că decât să plângi la București, mai bine plângi la... Nu, ferarul tău nu prea are mălai, decât să plângi la București, mai bine plângi la Dubai. E un adevăr aici. Sună prostituție, mi-e dă vibe de prostituție acolo. Îmi dă la modul că bărbatul nu are bani, decât să plângi la București pe sărăchie, te duc eu la Dubai și plângi pe... Omul e pragmatic. Deci el a înțeles cum funcționează lucrurile în viața asta. În general, ei înțeleg. Adică da, ei înțeleg mult mai bine decât înțelege. Noi. Adică uită-te la noi ce facem aici, da, la, da, București. Da, da, să fim în Dubai cu mălai sau cum ai zis. Sau pe Caraibe, aștept varianta lui Țancă cu porcușorii pe plajă în Caraibe. Foarte frumos. Urmează. Da, e o perspectivă. Te anunț când apare piesa. Aștept, îți dau link. Cu mare interes. Filmul preferat? Lista lui Schindler. Ah, superb. Da. Superb. Da. Faza aia cu fetița îmbrăcată în roșu. Da. Bă, băiete. L-am văzut de atât de multe ori. Bă, băiete. Pata de culoare care... Bă, da, da, na, na, na. Da. L-am văzut, cred că aveam prima oară când l-am văzut 18 ani sau ceva de genul și m-am marcat. Adică cu mintea mea de atunci, nu eram foarte dotat. Da. Nici acum nu sunt, dar atunci eram mai puțin dotat. Și așa. Bă, da, m-a șocat. Deci superb, superb. Eu odată la o primă întâlnire de mult, ce film să vedem? Eram cu cineva, prima noastră întâlnire. Și ăsta a propus, hai să ne uităm la un film, dar să aleg eu filmul. Ce crezi că am ales eu pentru prima întâlnire? Lista lui Schindler. Da, da. Încă o dovadă că ești Wednesday Addams undeva, iată, în interior. Iată, da. Deci nu Notebook, nu Titan, boss, nu. Hai cu Schindler. Recomandă-mi un creator de conținut pe care îl urmărești, care te inspiră. Păi Hai Hui. Hai, știu că te uiți și tu. Da, da, normal. Da, pentru mine nebunia asta cu Islanda a pornit și de la ei, că au avut atunci materialele alea și eram acolo geană pe ele. Adică le-am văzut de atât de multe ori,
Chiar da, știai, te-ai ajutat la research. Da, clar, bine, am făcut o groază de research în prealabil, îți dai seama, am săpat de mi-a venit rău până când am stabilit toate alea, unde mergem, ce facem, dar ei mi se par foarte mișto. Mie mi se pare imposibil ce fac ei. Da, este. Eu n-aș putea. Este. Eu i-am cunoscut într-un press trip, când am fost în Emirate atunci ce ziceam, și atunci îi vedeam pentru prima oară și sunt atât de mișto ei. Sunt convins, amândoi. Da, sunt super. Emană căldură și umanitate. Da, mă, sunt oameni, sunt efectiv oameni. Cred că asta e ce avem nevoie mai mult în online, să fie mai Doamne mulți ajută. Oameni. Doamne ajută, mă bucur enorm pentru succesul lor. Enorm, da, clar, enorm. Clar, clar. Te-am întrebat tuturor invitațiilor, vreau să fac chestia asta. Să-i cum uit să văd cu ceasul. Le zic dinainte, cu o zi înainte, dacă au vreo întrebare pentru mine. Te-ai gândit la vreo întrebare pentru mine? Mai m-am gândit la ceva, a venit cineva. A venit Georgiana! Săruna, săruna! Bună ziua, dar poftiți pe la noi. Deci, eu îmi dau seama că când am vorbit, când am un podcast foarte lung, că se sting luminile, cam niște lumini de ambianță. Da, s-au stins de... Da, uite, o să-ți ia să știe un vlog de... Da, da, mă rog, efectul Balaban, efectul Balaban, let's name it, da, să-i dăm un nume. Deci, întrebarea ta pentru mine. Da, eu voiam să te întreb exact ce m-ai întrebat tu. Ce? Adică, ce crezi tu că vine după moarte? Ah, sper că nu te-au mai întrebat și alții exact nu, chestia da, asta. Nu, dar că... poate am răspuns și eu indirect. Băi, știi care e faza? Eu nu cred, dar sper că orice ar fi după moarte, va fi pe principiu karma. Dacă ai fost de căcat în viața asta, să ții câteva palme. Câteva, să te corecteze puțin. Nu să arzi pentru eternitate în focurile iadului și alea. Adică nici măcar Hitler să nu treacă prin asta. Nu, să treacă o perioadă de timp, dar să le duce. Să le duce, Doamne, corecție, știi? Da. Și să, cum să zic, să compenseze, dacă se poate, cu ceva rău pe care l-a adus, știi? Adică eu asta sper, că după moarte, cumva ne primim justiția divină. Răsplata. Justiția divină și nu pe principiu neapărat, bă, eu am fost un om bun, vreau după aia, știi, 40.000 de virgine și alte chestii pe care le visează unii, știi? Pisici! Știi? Adică nu pe principiu ăsta, cât mai mult, bă, să existe o echilibrare a balanței, știi, ce se întâmplă? Că sunt oameni, frate, eu sunt norocos, deci eu chiar sunt norocos și, Doamne, îți mulțumesc din tot sufletul, știi? Că am o viață bună, dar sunt oameni care se nasc în sărăcie, mor în sărăcie, copii care trec prin traume severe, violații, exploatații. Ce? Bă, sper din tot sufletul, pentru sufletele alea chinuite, că te vorbeam de Schindler's, fetița aia, știi, portretizată în film, copiii ăștia măcar să primească ceva după chinul ăsta pe care, știi? E, de fapt, nu e ce crede, ce sper. Asta urma să te întreb, dacă sper. Într-adevăr crezi în chestia asta sau e o scarță? Cred că e ceva după moarte, adică nu are cum să fie punct. Deci dacă aș fi foarte dezamăgit, nu că aș mai conștientiza că e punct ce aia e, dar și cumva o milisecundă până să realizez că e punctul ăla și foarte dezamăgit. Bă, gămiș. Da. Cam așa ar fi. Dacă vrei să ne ducem un pic în teoria conspirației, eu m-am gândit, inclusiv după faza asta pățită în Islanda, dacă ceea ce trăiesc eu acum este într-adevăr realitatea, sau mie mi s-a întâmplat acel necaz atunci, ăsta este un univers paralel, realitatea pe care în care ai supraviețuit. Da, în care am supraviețuit. Că tu puteai să mori acolo. Da. Adică, Andreea a murit atunci. Da, de fapt, da. Și asta este doar o alternativă. Da. Deci Dilala este atât de... Cât de mișto e, înțeleg. Da, o mai am și eu uneori. Da. Și mă gândesc, bă, nu mi-aduc aminte drumul de că am plecat de la mare obosit sau ceva de genul. Nu, beat. Nu. Never. Doamne, nu. Dar am plecat obosit și știi că uneori te rămâi la volan așa și nici nu-ți dai seama când ai ajuns acasă. Da. Am plecat la un moment dat cu autorulota, că eram undeva la mama dracu prin Moldova și am făcut drumul ăla, cred că în 2 ore sau ceva de genul. A zburat autorulota aia. Da. Știi? Da. Și mă gândesc, bă, când am ajuns acasă? Bă, dacă nu i-am murit în accident și asta este de fapt, știi? Da, mari fără de tot asta. Mari. Dilara este... Da. Doi gemeni se adună, exact. Plouă și tună. Exact. Ultima chestie, de încheiere. Așa. Un gând pentru oamenii care s-au uitat la podcastul ăsta. Ce ți-ar plăcea ei să rămână? Pur și simplu un gând. Ce simți? Nu trebuie să fie la modul, știi... recunoștință, Peterson, în primul rând. La modul, hai să vă învăț eu ceva fraierilor, știi? Nu, pur și simplu. Nu, că n-am aroganță de asta. Recunoștință, în primul rând, pentru că îmi dau seama că va fi un podcast lung, îmi imaginez. Dacă nu tai din el foarte mult, o să fie un podcast lung. Doar ce înzori pe locuri, rare. Da. Știu că timpul e prețios și mi se pare un lucru mare ca un om, poate pe care nu-l cunoști, să-ți aloce din timpul lui în fiecare zi, să-și rupă din timpul lui, nu știu, cât are timp fiecare să se uite. Deci, pentru mine, asta înseamnă mulțumire și recunoștință față de cei care fac chestia asta și care se uită de plăcere, în primul rând, și vor să absoarbă ceva bun de aici și au numai gânduri și intenții bune. Deci, mulțumesc!
mult. Și mulțumesc de invitație. Cu mare drag, că de sună. Da, asta ceasul, mă rog, sună, dar eu le-am resetat când am venit Georgiana. Băi, eu mulțumesc că ai venit. Deci ăsta e chiar podcastul meu preferat. Jur. Serios? De jur. Pentru că am dat peste un om care seamănă foarte mult cu mine. E ca și cum am avut o discuție cu mine. Da, știi? Un om care îi se permite să aibă multe pisici. Dar stai liniște, Georgiana, că din podcastul ăsta o să rămâști cu niște notițe. Pe scurt, iubitul ei a stat 2 ore să-i facă poză în frig. Poza cu sirena, o știi? 2 ore. Și am zis că podcastul ăsta trebuie să tai din podcastul ăsta multe bucăți cu care poți să mă șantajezi, să mă... Că e singurul podcast la care o să mă uit. Dat... Hai mă, taci că te-ai uitat la ăla cu tine. Nu te-ai uitat la... Nici eu nu mă uit la clipurile cu mine, nu pot, după ce mă văd atâta. Eu trăiesc cu mine 24 din 24, să mă văd iarăși, Doamne, lasă-mă pace. Uite, asta mi-a plăcut ce ai spus tu mai devreme, chestia asta cu recunoștința pentru oamenii care se uită la conținutul tău, pentru că, sincer, eu sunt multe clipuri la care nu mă uit, știi? Da, ale mele, că le editează rare și chiar, înainte mai mă uitam că le editam, dar acum, știi, le pun, știi, am încredere totală în rare, știi? Și îmi dau seama de chestia asta, frate, că sunt oameni care pur și simplu trăiesc alături de noi și alocă atât de mult timp în loc să facă orice altceva, știi? Da, da. Și de asta îmi doresc din tot sufletul să le ofer pentru timpul ăla, să le dau înapoi o informație, un om mișto cu atâta informație cât ai oferit tu astăzi. A fost fantastic. M-ai dus așa pe on the memory lane. A fost perfect. Și avem și agreement-ul ăla că merge la Negrin, la tăr. Mergem! Mamă, de ce se e tare. Și mai e un agreement aici. Data viitoare eu nu mai vin fără să șica. Să 100%. Să șica. Deci facem unul la anul, da? Și vine să șica 100%. Așa. Și dacă se poate să vină și la mic, ar fi super. Băi, crezi că la anul ne putem înțelege cu el să stea puțin locului? Da. Nu mai te înțeleg. Acum nu, te erau camerele tare. Se făcea cala, uite așa, că dau una câte una pe rând, așa, știi? Jale. Poate negociem ceva, totuși. Îi plac? Da, pis, e fier pe pis, e pis for life. Dar nu mai vine să șica. Că dacă vin, vezi... Facem pe rând, le împăcăm cumva și, da, o dată la mine, o dată la voi. Super. Andreea, mult succes. Mulțumesc. Stăm cu ochii pe tine, cu like-urile pe tine, cu vizualizările pe tine. Doamne, ajută să fie bine și să ne vedem sănătoși. Să dea Dumnezeu. Mulțumesc la fel. Baftă multă și vouă că bun sunteți. Da, trebuie muncit. Mulțumim că ați fost alături de noi. Abonați-vă dacă eu zic spre deosebire de aia. Abonați-vă dacă nu v-ați abonat. Deja vin oameni super șmecheri. Avem dovada clară aici, vie, în carne și oaze lângă noi. Mariuci pe Instagram, Andreea Balaban pe Instagram. 100% urmăriți. Dacă... cu punct, Andreea.Balaban. Nu-mi dau sărăciile alea fără punct, am încercat să modific și nu vor să-mi dea. Și mai zic o chestie. Da, dar zi-mi la microfon. Eu dacă vreau să-mi fac TikTok acum, n-am cum, că nu e cu numele meu, deci eu nu pot să fiu Andreea Balaban pe TikTok, trebuie să fiu Miții. A luat altcineva numele? Sunt luate și alea cu 0012, 0050, underscore, hashtag. Eu de-aia când se lansează o platformă, eu îmi fac cont, chiar dacă sunt inactiv, asta e o lecție foarte bună pentru toată lumea, eu pe TikTok nu am Mariciu, am Mariciu.ro, pentru că Mariciu mi l-am făcut pe Musical.ly și așa, acum, și a dispărut contul cu totul și nu pot să-mi iau Mariciu, dar Mariciu e blocat de mine. Asta e bine, măcar, da. Știi? Dar e Mariciu.ro, știi? Dar asta e, să lansează o bășină de aplicații, n-ai încredere, fă-ți cont acolo, că ne vă nou, știi? Iată, vezi, nu doar tu ai aflat chestia, am aflat și eu acum. Doamne, ești la noi. Mă bucur că despre asta e, despre asta vreau să fie podcastul. Să râdeți, să vă informați, abonați-vă, v-am pupat portofel, aveți grijă de voi, Crăciun fericit la toată lumea. Să fie.